Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră specială cu testimoniale de la Empowerment Day România 2023. Bună seara și bine ne-am găsit, bine ne-am regăsit. La scurt timp după întâlnirea noastră în weekend la București, lăsați-ne, suntem puțini încă live online, dar tocmai că până ne mai adunăm o să vă mai prezentăm niște lucruri, dar lăsați-ne deja un chat dintre cei care sunteți prezenți, dacă ați fost prezenți sâmbătă la Sala Palatului la Empowerment Day la București, lăsați-ne un chat. Astfel încât și dacă vreți de asemenea să intrați pe testimoniale, luați legătura cu upline ca să vă explice cum, să vă dea linkul de Zoom ca să puteți intra. Se pare că avem totuși un număr consistent de persoane care vor să împărtășească cu noi experiența de la Empowerment Day, așa că eu zic să trecem rapid în pâine, dar nu înainte de a vă spune. Înainte de a trece, de a merge în linia pe care ne-am pregătit-o astăzi, vreau doar atât să spun. Din partea mea astăzi, atât. Wow, ce eveniment am avut anul acesta! Și o spune un om care a privit, între ghilimele, a privit tot evenimentul din culise, asta însemnând că nu poți efectiv să vezi sau să auzi fiecare vorbitor și fiecare vorbă și fiecare lucru care s-a transmis acolo, însă am putut să simt sala și să văd cum a fost impactată sala și ce am putut eu să văd este faptul că dacă anul trecut am avut o zi superbă când a fost Empowerment Day și a fost, v-am mai povestit, s-a stat o coadă imensă la intrare, la înregistrare și stăteau oamenii în ziua aia superbă, frumoasă, în soare, așa, rânduri, într-o coadă imensă și zâmbitor și abia așteptau să intre. Acum a fost o zi ploioasă, dar din fericire s-au organizat super bine cei de la doTERRA și au deschis înregistrarea cu o zi înainte, astfel încât bucureștienii au putut cu o zi înainte să se înregistreze. Nu s-a făcut coadă, n-a trebuit nimeni să stea afară în ploaie, din câte știu eu, trebuie să recunosc că nici eu n-am stat în ploaie afară. Ideea este că totul a decurs frumos și ceea ce s-a simțit a fost din nou sentimentul ăla de comuniune, dar de prezență și atenție maximă. Adică evenimentul s-a lungit pentru că au fost mulți vorbitori și s-a decalat puțin ca timp, însă cu toate astea oamenii au rămas acolo prezenți în sală, nu s-au foit, n-au ieșit să vadă afară produse, au stat acolo captați și de ceea ce se petrecea și au savurat fiecare moment. Ăsta este unul dintre motivele pentru care, sau și ăsta este unul dintre motivele pentru care vrem astăzi să povestim despre ce s-a petrecut la Sala Palatului și să vedem cum ați simțit fiecare dintre voi, ce v-a impactat, cei care alegeți să participați astăzi și să împărtășiți cu noi ce a trezit în voi acest Empowerment Day de sâmbătă. Chiar vreau să vă gândiți bine până intrați live, în direct. Vreau să ne transmiteți și cum ați perceput evenimentul și ce ați simțit și ce v-a marcat și ce v-a impactat, care sunt câteva idei forță, o idee forță, da? Cu care ați rămas. Ceva, ați rămas, da? Cea mai importantă cu care ați rămas de la acest eveniment. Și așa cum vă ziceam, v-am pregătit și vrem să și premiem cel mai impactant testimonial, asta însemnând că vă puneți sufletul pe tavă. Nu vrem să veniți cu floricele, nu vrem să veniți cu lucruri inventate, vrem să veniți cu autenticitate, să ne povestiți exact așa cum ați vorbit voi acasă cu partenerul de viață și să ne spuneți exact ce ați simțit, cum a fost, ce v-a impactat, cum a fost acolo. Iar juriul numeros format din noi doi va decide care este câștigătorul și ne vom utiliza pentru aceasta capacitatea noastră de a empatiza. Dar un juriu calificat, un juriu obiectiv. Ne-am antrenat în acest sens mulți ani de zile să recunoaștem stări, să recunoaștem ce transmite un om dincolo de cuvinte, așadar chiar vrem să fiți super sinceri și autentici în ceea ce transmiteți.
Și abia așteptăm să vă auzim. Dar, până să începem partea de testimoniale, în câteva minute vrem doar să vă reamintim ce lucruri extraordinare, dincolo de tot ce am aflat la Sala Palatului, ce lucruri extraordinare avem în shop, în contul nostru doTERRA, ca la ce avem acces luna aceasta ca membrii doTERRA, indiferent în ce calitate suntem membri. Deci doar așa foarte, foarte pe scurt ca să vă reamintim, pentru că în perioada care a trecut, probabil că ați remarcat că am fost focusați cu promovarea Empower Monday, pentru că a fost cel mai important eveniment doTERRA al anului care s-a desfășurat în România. Și normal că ne-am focalizat pe asta, doar vrem să vă reamintim că luna aceasta încă avem această promoție extraordinară 50-50, da? În care dacă înscriem o persoană cu minim 100 de puncte, atunci primim 50 de puncte cadou și persoana înscrisă primește 50 de puncte cadou. Dar dacă înscriem persoana respectivă cu minim 150 de puncte, nu cu 50, atunci primim și noi cele 50 de puncte și persoana înscrisă cele 50 de puncte cadou, dar persoana înscrisă beneficiază și de taxa anulată la înscriere, pentru că se califică la acea promoție, plus se califică și la giveaway-ul din echipa Spanda, cum de altfel și tu ca membru doTERRA, ca enroller sau pur și simplu ca și consumator luna asta în echipa doTERRA, dacă ai comanda ta personală de minim 150 de puncte și te înscrii la acest giveaway, te califici la această tombolă pe care o vom realiza la începutul lunii decembrie, după ce încheiem luna noiembrie, da? Practic, am anunțat din start că va fi undeva în preajma Sfântului Nicolae. Deci pentru cei care deja aveți cont de membru până cel târziu luna trecută făcut, deci aveți acces la programul RP, da? Condiția pentru a putea participa la giveaway este să aveți o comandă LRP de minim 150 de puncte. Pentru cei care s-au înscris luna aceasta sau se vor înscrie luna aceasta, își vor crea cont de membru, da? Pentru ei este vorba de o comandă de minim 150 PV, e vorba de o comandă simplă. Da? Adică comandă promoțiile de înscriere se cumulează, da? Bun. Și bineînțeles, acum dacă o să mergem invers, dacă tot am pomenit de programul LRP, da? Cei care încă nu v-ați plasat o comandă LRP și doriți să faceți asta și vreți să beneficiați de produsul lunii, dacă aveți o comandă... Dacă șablonul vostru LRP are o comandă fixată între 1 și 15 ale lunii noiembrie cu ceva de minim 125 de puncte pe acea comandă și s-a procesat acea comandă pe transfer bancar, încă puteți să beneficiați de uleiul de cedru luna aceasta sunând la doTERRA, la serviciu clienți și rugându-i să vă ajute să vă modificați comanda respectivă. Asta să rețineți întotdeauna, vă plasați comandă de 150 de puncte, la modul acesta primiți și uleiul de cedru, dar puteți participa și la tombola noastră. Și de asemenea, luna aceasta este ultima lună de Diamond Club, da? Ultima lună în care cei care își creează cont de membru, da, pot beneficia de această promoție. Și nu intrăm în detaliu pentru că mâine o să avem un Zoom de la ora 19 în care o să detaliem aceste lucruri. Acum am vrut numai să le reamintim pentru că nu repetiția este mama învățăturii. Și practic, așa cum am prezentat și atunci când am vorbit despre promoțiile lunii, da? O persoană care își creează cont de membru cu Home Essentials Kit, da? Care este cel mai popular kit de la doTERRA, da? Va beneficia atât de promoția 50-50, da? În care primești un voucher de 50 de euro, puncte, 50 de puncte, de care își poate comanda produse gratuit și de asemenea prin programul Diamond Club primește Wild Orange și Aroma Touch. Atenție, da? De promoția Diamond Club beneficiază toți cei care intră în contact cu un educator Diamond Club, iau legătura, da, și participă la astfel de prezentare sau intră direct în contact cu un educator Diamond Club. Așadar, cei care doriți să vă creați cont de membru, lăsați-ne un mesaj
aici, chiar pe acest live, vreau cont, atât, și veți fi direcționați către persoana care v-a adăugat în grup și veți lua legătura, va lua legătura cu voi unul dintre educatorii Diamond Club pe care avem astăzi alături de noi și care se intre live. Bun, și cam atât a fost cu recapitularea promoțiilor. Mâine la ora 19 live pe grup o să ne reîntâlnim și o să detaliem toate aceste lucruri ca să fie clar pentru toată lumea. Și acum o să trecem... Înainte de a trece și deja vă rog pe cei care v-ați pregătit și vreți să intrați live cu noi să fiți pe fază, pentru că urmează să avem primul nostru invitat din această seară. Dar vreau să vă amintesc încă o dată despre ce e doTERRA, pentru că ați văzut că a fost un focus maxim pe evenimentul Empowerment Day, chiar și aici în grupul Natura, pentru că noi suntem acum live în grupul nostru de suport Natura într-o picătură. Și titlul grupului te duce cu gândul la, ok, vorbim despre natura adusă printr-o picătură în casele noastre, prin uleiurile esențiale, însă e un simbol al ceea ce reprezintă doTERRA însăși și doTERRA e dincolo de vindecare cu uleiuri esențiale, e dincolo de uleiuri esențiale și doar natură și puritate și doTERRA este despre vindecare pe toate planurile, doTERRA este despre a transforma lumea, a vindeca, așa cum spune și motto-ul doTERRA, we help the world heal. Ajutăm lumea să se vindece, dar să se vindece pe toate planurile, începând cu fizic, emoțional, mental, spiritual, financiar, relațional, din toate punctele de vedere. Și astfel de evenimente, cum este Empowerment Day... Stai așa, că s-a închis... Da, deja microfon. Primim telefoane peste tot, s-a închis microfonul, oare de unde nu m-ați auzit? Dați-mi un semn. De unde să o iau de la capăt? Lăsați-mi un mesaj. Nu de foarte mult, că am oprit eu microfoanele, că cineva și-a închis accidental și... Dar nu credeam că se închide și la noi. De când a umblat Dan la ceva. Mulțumesc, Bogdan, de mare ajutor ce mi-ai zis. Ce-a zis? Că de atunci nu s-a auzit de când a umblat. Bun, deci revenind, doTERRA nu este doar despre a aduce uleiurile în casele oamenilor și în viețile oamenilor, chiar dacă așa a pornit, da? A pornit cu ideea de a aduce un vindecător în fiecare casă și Emily Wright, fondatoarea și sufletul doTERRA, este unul dintre cei 7 fondatori, dar sufletul doTERRA a punctat foarte bine asta la București. Dar dincolo de asta vine exact cu această șansă extraordinară, misiune de-a dreptul extraordinară, de vindecare până în străfunduri, pe toate nivelurile, în toate familiile, fiecare atât cât își propune, da? Pentru că având sticluțele doTERRA în casă și lucrând cu ele și împărtășind cu ceilalți, poți să îți ajuți familia, să susții familia cu soluții naturale, poți să-i susții pe cei din jurul tău, poți să-ți îmbunătățești viața emoțională, relațională, poți să aduci un surplus financiar în casă, poți să-ți schimbi veniturile și să le înlocuiești cu cele din doTERRA și să ajungi la venituri și la realizări așa cum nu ți-ai putut imagina până acum. Poți cu adevărat să trăiești o viață împlinită din toate punctele de vedere și de aici vine motto-ul doTERRA, we help the world heal, da? Ajutăm lumea să se vindece pe toate planurile. Și evenimente cum a fost cel de la Sala Palatului și cum o să mai avem, vin să ne ajută să înțelegem exact acest lucru, să ne ofere această viziune. Și eu tare sunt curioasă fiecăruia dintre voi cei care vă alăturați astăzi nouă ce... Și să anunțăm și premiul. Îl anunțăm acum sau vreți să fie surpriză? Eu zic, hai să fie surpriză, ca să nu fiți, să nu vă tentăm prea tare. Am văzut deja niște semne pe acolo. Da, bun. Lăsăm premiul să fie surpriză și vi-l anunțăm la sfârșit. Și invităm alături de noi, pentru că vedem și s-a și cerut să fie printre primii, Bogdan Buburuz. Tu vrei să intri primul? Te rog. Asta ne înțelegem din... Privire. Vă salut. Oare ne auzim? E ok? E bine? Da. Interesant că ne auzim, dar tu apar cu microfonul închis. Așa. Acum. Așa, e ok, da? Da. Ok. Vă salut pe toți și chiar mă bucur și e un privilegiu să fiu primul.
O să încerc să fiu scurt, deși aș putea să povestesc cam cât a durat evenimentul, atât aș putea să povestesc și despre ce impact a avut și felul în care m-am simțit și felul în care ne-am simțit alături de toți oamenii care au fost acolo și mai mult decât atât, alături de toți oamenii dragi nouă și cei alături de care suntem în Dotera, facem așa o familie chiar minunată și chiar ne-am simțit la modul acesta. Am avut cu adevărat un eveniment extraordinar și sentimentul acela de comunitate, de moștenire care a fost tema evenimentului, de impact, sentimentul ăsta a fost foarte, foarte prezent. Și dacă anul trecut am rămas pe o frază spusă de Andy Goddard, după eveniment, așa într-o întâlnire unul la unul, acum am rămas cu un citat pe care îl știam, dar care acum a căpătat cu totul nou, un alt sens, sau poate mai bine zis, a căpătat un sens cu adevărat și l-am simțit cu adevărat. Și e din cartea Dune de Frank Herbert și a apărut într-unul dintre discursurile speakerilor de la Empowerment Day. Uite, îmi pare rău că n-am pregătit imaginea cu el scris și în engleză. L-am căutat în română, nu sună chiar atât de bine, nu sună chiar atât de profund. E o traducere, dar o să vi-l citesc ca să știți la ce mă refer. Și sună în felul următor. Să nu mă tem. Frica ucide mintea. Frica este moartea măruntă, purtătoarea desființării totale. Voi înfrunta frica. O voi lăsa să treacă peste mine, prin mine. Și, după ce va fi trecut, îmi voi întoarce ochiul interior și voi privi în urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Voi rămâne doar eu. A fost de foarte mare impact citatul acesta și am văzut toate telefoanele și toți oamenii care prindeau, pentru că adevărul este că frica e unul dintre sentimentele acelea foarte prezente în viețile noastre, atât conștient, dar mai ales inconștient sau la nivel subconștient. Și dacă ne uităm în special la ultimii ani, cu evenimentele globale din ultimii ani, frica a fost una care ne-a fost aproape turnată așa cu polonicul în minți și în suflete. Și vă spun asta și din perspectiva unui om care a lucrat peste un deceniu în mass media și am văzut cât de prezent a fost intenția aceasta de a trăi și de a experimenta frica la nivel global. Însă, de ce am rămas eu cu acest citat după Empowerment Day? Pentru că mi-a reamintit, a reaprins așa o flacără și mi-a reamintit o altă informație pe care am auzit-o tot la un eveniment Dotera, e adevărat, la un training mai restrâns, în care cineva spunea că tot ce facem în viață facem fie din iubire, fie din frică. Nu există, restul sunt toate așa niște fațete ale acestor două sentimente, trăiri, emoții, cum vreți să le numiți. Și exact această acțiune din iubire am simțit-o la Empowerment Day și vorbește atât de bine despre ce înseamnă Dotera, dincolo de sticluțe, dincolo de produse. Și invitația mea pentru fiecare dintre cei care sunteți acum live sau veți urmări înregistrarea asta e să vă opriți pentru o secundă înainte să faceți orice, așa, la modul zilnic, să trăiți cât mai conștient, să vă opriți o secundă și să vă gândiți din ce loc acționați. Dacă e un loc, dacă acționați din iubire sau dacă acționați din frică. Și să încercați să vă încărcați de iubire și să acționați din acest loc. Și dacă vă e greu să faceți acest lucru din cauza tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul vostru în fiecare zi, atunci locul vostru este la următorul eveniment Dotera, la următoarea întâlnire, în comunitatea Dotera, dacă încă nu faceți parte, pentru că veți găsi exact această încărcare cu iubire. Și în ideea asta eu vă îmbrățișez și abia aștept să ne revedem la următorul Empowerment Day. Wow! Mulțumim, Super! Bogdan! Eu vreau să te întreb ceva, chiar dacă nu neapărat pe linia asta am vrea să mergem, dar pentru că ești o persoană cu experiență și experiență în domeniu și experiență în Dotera și experiență în jurnalism și obiectivă, am putea spune,
O să te rog acum să faci o comparație obiectivă față de evenimentul de anul trecut, de exemplu. Dacă ai simțit, eu am perceput niște lucruri în plus și vi le-am și spus de altfel. Dacă ai remarcat și tu ceva în plus sau altceva, Ceva ai simțit diferit. ceva diferit. Prezența lui Emily Wright a Ha fost și, dar să știți că dincolo de mai multe chestii, să zicem, subtile, care poate le-am simțit așa ca om cu experiență și aici include prezența speakerilor, discursurile, cât de mult și-au pus sufletul pe tavă și s-a vorbit, cel puțin mie mi s-a părut că s-a vorbit mai mult din inimă, s-a vorbit mai mult despre niște încercări, despre niște experiențe și despre lucruri care, sincer, nu prea le-am văzut vorbite la evenimente de genul acesta sau de genul acesta. Nu, în Dotera se cam întâmplă, dar parcă acum a fost mai mult. Să auzim, cum am auzit-o și pe Ioana, povestind atât de raw, nu știu cum să traduc, dar Crud, așa, chiar. cu sufletul pe, știi, cum? Autentic, da. Și-a smuls inima și-a pus-o acolo despre experiența pe care a trăit-o cu mama ei. Sinceritatea aceea, nici așa, cumva debordantă a speakerilor vis-a-vis de ce făceau și cum erau înainte de Dotera. Mă refer aici, de exemplu, la Denisa, care zicea că stătea ca un cartof pe canapea și nu făcea nimic, numai scroll. Sunt lucruri pe care le-am simțit, lucruri pe care mulți oameni le trăiesc și le e greu să vorbească despre ele. Dar exact aici am simțit diferența asta și puterea comunității, pentru că se pot împărtăși acele lucruri pe care poate în alte locuri nu ai face-o, în alte cercuri, în alte comunități. Nu doar că nu le-ai pune pe tavă, n-ai venit cu ele în față, le-ai ține ascunse. Însă aici am simțit exact acțiunea aceea, iubirea aceea, înțelegerea aceea, empatia aceea și cumva locul unde poți să fii tu însuți, poți să vii cu trecutul tău, poți să vii cu povestea ta exact așa cum e, nefardată, fără brizbrizuri, fără artificii, dar exact ca și poza aceea cu fondatorii Dotera de acum 15 ani, cu sacou împrumutat, cu fețele alea așa de nici nu știm pe ce lume suntem exact, dar avem dorința aia puternică. Asta am simțit ca diferență și mi se pare că e o dovadă a maturității la care Dotera a ajuns ca și companie și ca și comunitate, în sensul în care putem să spunem lucrurile așa deschis, liber și putem să facem asta dintr-un loc foarte frumos. Și cred că fiecare dintre cei care au fost și pe scaune, nu doar pe scenă, au povești impresionante, au lucruri de spus și de arătat lumii și eu sper ca toată lumea să o facă și să o facă din acel loc de iubire pe care îl găsim în Dotera. Pe mine, să știi că pe mine m-ai atins cu citatul din Dune. Este și pentru mine unul dintre citatele preferate, pentru că ele, de fapt, sintetizează un adevăr foarte, foarte profund. Frica este cel mai mare dușman pe orice cale. Că e vorba de cale spirituală, că e vorba de business, că e vorba de relație interumană, absolut în orice, frica este elementul care ne limitează potențialul. Frica este o contracție care pur și simplu ne încorsetează și tocmai de aceea, da, e important să urmărim în viață să acționăm din această perspectivă a iubirii, pentru că aceste două sunt emoțiile fundamentale, frica și iubirea. Chiar în Și cursul meu de repete. doctor Bruce Lipton vorbește foarte mult despre asta și are experimente
cu celule în domeniul epigeneticii și arată că de fapt chiar și celulele simt iubirea sau frica și acționează în acord cu aceste lucruri. Și eu deloc întâmplător te-am întrebat și te-am provocat chiar pe tine, pentru că tu ai această pregătire în jurnalism și ai această calitate de a fi suspicios și imparțial în Nu, ceea nu, ce privește, sceptic, sceptic, da? sceptic. Și imparțial în ce privește până la dovada contrarie, până se dovedește exact cum e. Dar scepticism Și constructiv. exact, și se pare că am simțit bine. Dacă și pe tine te-a captivat absolut fiecare moment, înseamnă că am simțit bine. Mulțumim, Bogdan. Aș vrea în continuare să invit, știu că nu v-ați ales o ordine anume, dar dacă vreunul dintre voi, da? Ridicați mâna. Exact, uite, a ridicat mâna Cilo, perfect. Vreau și de ăștia mai începători să intre alături de noi. Și avem alături de noi pe Teo și Cila, pe care îi rog să-și deschidă și microfonul. Ei sunt din Zărnești, de lângă Brașov, și vreau să Bună! văd cum m-ați perceput voi. Bună seara, în primul rând, și la mulți ani! Bună seara și mulțumim! Deci, ce să spun? Deci a fost un eveniment nou, de neuitat. Oameni la fel de minunați ca și anul trecut. Doar că anul ăsta am înțeles altfel evenimentul față de anul trecut. Am înțeles mai bine. Și la eveniment am realizat, de fapt, ce înseamnă moștenirea pe care trebuie să o lăsăm copiilor și generației viitoare. Despre cum doTERRA a schimbat viețile multor oameni și cât de mult contribuim și noi la această schimbare. Iar prezentarea lui Emily despre locuitorii din Nepal m-a făcut să plâng. A fost o prezentare super ok. Chiar m-a emoționat foarte tare, ca și acum, de fapt, nu sunt eu foarte emotivă, dar atunci, la prezentare, ei am simțit tot așa. Emoții foarte mari. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult, deci toți speakerii au fost super ok, m-am spus acum, am înțeles altă Și parte de anul trecut, iartă-mă că te întrerup, dar dar poate ne dai. nu te aud. Stai un pic. Te spune ce are. Poate ne dai un pic de context pentru cei care ne urmăresc live și nu au fost la sala Palatului, ce anume te-a emoționat legat de locuitorii din Nepal? Așa, în 3-4 cuvinte. Ca să înțeleagă oamenii cum impactăm, de fapt, noi, prin fiecare utilizare a fiecărei picături de ulei, cum impactăm o lume întreagă, de fapt. Nu doar că ne ajutăm noi, familia și copiii, ci impactăm cu adevărat o lume întreagă. Ce te-a emoționat acolo, la acel moment? Păi, felul lor de a trăi, neavând săraci din ce și de a munci pentru aceste produse, pentru noi, de fapt, și pentru ei, dar și pentru noi, ca să facă aceste minunate produse, să le folteze, să muncească pământurile pentru aceste minunate uleiuri. Deci foarte tare, m-a impresionat. Am limba engleză, nu înțeleg foarte bine, de având cărțile, deci din ce s-a tradus. Deci asta a fost ceea ce am înțeles eu. Adică m-a impresionat foarte mult felul lor de a trăi și de a ajuta. Așa. Și iar ce m-a impresionat foarte, foarte mult, speakerul Feliciei Popescu, în legătură cu frica, exact ceea ce s-a discutat. Că fiecare din noi putem face ceva, doar că trebuie să știm cum să gestionăm momentele de frică și de neîncredere în noi. Că dacă nu știm să le gestionăm exact cum am fost la început și sunt în continuare, eu tot încerc să lucrez cu mine ca să-mi gestionez momentele de frică. Deci aici chiar mi-a plăcut speech-ul ei, cum l-a prezentat. Super, Teo. Ok, o să încep prin aceeași metodă ca să fac o comparație între evenimentul ăsta
din 2023 și evenimentul din 2022, într-adevăr, pentru noi a fost o diferență destul de mare între cele două evenimente, fiindcă la evenimentul din 2022 eram foarte la început. Nu am înțeles mare lucru și, într-adevăr, stau să mă gândesc acum mai bine că Doterra și, în principiu, network marketing trebuie să-l înțelegi. Ca să știi despre ce e vorba, cum se fac lucrurile astea, trebuie să le înțelegi și să le înțelegi pe deplin, mă refer. Într-adevăr, la evenimentul ăsta, fiind așa o diferență foarte mare, am plecat și cu alte sentimente acasă. În momentul când am ajuns la sala palatului, nu mă așteptam la ceva, aceeași vibrație, aceeași emoție, doar prin prisma că vezi atâta lume adunată la un loc care până la urmă vibrează la unison în același, pe aceeași frecvență, e extraordinar ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, zic, mă refer la faptul că o să înțelegi Dotera, ca să explic un pic mai bine. Pentru noi, începând de anul trecut, din Power Today de anul trecut, am înțeles că, într-adevăr, nu pot lipsi la niciun eveniment. Dacă vrei să înțelegi pe deplin Dotera, trebuie să participi la fiecare eveniment, indiferent de care. Poate să fie un Zoom, poate să fie o prezentare, poate să fie orice fel de eveniment. Pentru mine, cumva, dacă e să-mi aduc aminte de la timpul din ce a dat cu dealul și cu muntele, pentru mine fiecare eveniment e ca o scară, așa cumva, sculptată în piatră, care urcă un munte. Și la fiecare eveniment la care particip eu personal, pentru mine mai adaug o treaptă la scara asta. Și treaptă care înseamnă pur și simplu cunoaștere, pe scara cunoașterii și a dezvoltării. E clar că nu poți lipsi de la niciun eveniment, că dacă lipsești, ai sărit o treaptă și nu mai e același lucru. Și dacă sari o treaptă, nu ajungi în vârf. Pur și simplu, dacă vrei să ajungi în vârf, trebuie să urmezi toate treptele. Iar în ceea ce privește evenimentul, e absolut senzațional. Mă așteptam la asta. Multe emoții din partea ei. Mi-a plăcut foarte tare cum a privit despre România. Foarte frumos. Da, cum vede, am văzut așa și cum vede ea din prisma unui cofondator tot era dezvoltarea din România și tot ce se petrece aici. Nu degeaba suntem pe locul 2, păi noi spus să fim la un moment dat pe locul 3, să convinc de asta. Iar speech-urile celorlalți au fost într-adevăr foarte, foarte, foarte bune anul ăsta. Chiar vorbeam cu doamna la un moment dat, foarte bune, foarte elaborate, foarte detaliate, în afară de povestea fiecăruia care a sunat extraordinar. Deci, la când te gândești că ai auzit toate poveștile, mai apare câte o poveste, două, care te emoționează, foarte frumoase. Și undeva pe lângă asta am văzut că s-a mers foarte tare pe dezvoltare. Undeva în speech-ul, chiar în speech-ul vostru, m-a făcut tare speech-ul vostru, apropo, cu triada, cu triada creatoare, care mi-a fost foarte tare, foarte, foarte de dezvoltare, mi-a făcut maxim. Iar așa ca un ceva important pentru mine a fost, mi-a plăcut foarte, foarte tare cum am plecat noi și cu ce echipă am reușit să adunăm anul ăsta, pentru că nu sincer, am fost peste așteptările mele. Și ideea lui Răzvan de a închiria Microbuz a fost extraordinară. Mie mi-a plăcut foarte tare. Foarte bun evenimentul. E clar, noi ne-am și luat bilete de duminică pentru anul viitor. Nici nu se poate altfel, nu ne mai... Pentru noi nu mai există altă variantă. Ne vom vedea în viitor.
Mi-ai ridicat mingea la fileu și chiar o să rog pe cineva care este pe live pe grupul Natura într-o picătură și e pe fază să pună linkul la cu biletele pentru anul viitor. Avem acces la bilete la preț early bird de 35 de euro pentru evenimentul de anul viitor, care se va desfășura în data de 19 octombrie, dacă bine zi, într-o zi de sâmbătă, acolo 18-19, nu știu exact când pică, dar octombrie de data aceasta, pentru că doar atunci am găsit liber la sala Palatului. Și nu întârzia să vă luați bilete pentru că linkul este activ doar până în data de 26, astăzi deja e 22 noiembrie. O ultimă întrebare pentru voi, cu ce sentiment ați plecat de acolo? Keep going. Spun așa, din punctul meu. Adică continuă să faci ceea ce faci, da? Pentru că ești pe calea cea bună. Super. Absolut. Asta cumva sumează într-un mod foarte simplu și foarte frumos, complex în același timp tot ce s-a petrecut acolo, pentru că dacă voi cu sentimentul ăsta ați plecat că merită, adică chiar merită să faci ceea ce faci pentru că ați văzut că impactați de o parte și de alta a sticluței, apropo de co-impact sourcing de care zicea Cila, că putem să transformăm și să schimbăm viața fiecărui om cu om și să transformăm în felul acesta lumea. Mulțumim mult! Teo și Cila. Mulțumim! Vrem să vă spunem că după Zoom facem o scriere. Acum. Foarte super! Felicitări! Super! Bun, trecem la următorul invitat care a ridicat mână deja, Simona Buburuz. Da, vă salut! Te Te auzim, te vedem! auzim! Așa, înainte să încep să vă spun câteva impresii, vreau să vă spun că mi se pare foarte fain că ne-au dat ocazia să ne cumpărăm de pe acum biletele pentru anul viitor și încă la un preț atât de bun și de redus. Și noi ni le-am luat deja și chiar cred că avem la momentul de față vreo 12 bilete cumpărate în echipă până acum și bineînțeles, probabil că se vor mai adăuga câteva zilele astea și e foarte fain că suntem toți în entuziasmul zilelor care au trecut și continuăm și ne dorim să ducem cât mai mult cu noi starea aceasta pe care am primit-o acolo la Empowerment Day, să ducem cât mai mult cu noi mai departe și să o dăm spre alte persoane care poate nu au parte de așa ceva sau nu se întâlnesc cu așa ceva în viețile lor de zi cu zi. Și vreau să vă spun că pentru mine Empowerment Day a fost despre oameni, în primul rând. A fost despre toți oamenii cu care am avut șansa să mă întâlnesc. În primul rând, cu persoanele care sunt în echipa noastră, pe care am avut ocazia să le revăd și ne-am bucurat atât de mult de întâlnire. Persoane cu care nu ne-am întâlnit niciodată, poate a fost prima oară când ne-am cunoscut acolo și a fost așa o atmosferă de caldă și vorba aceea cu iubire, cum spunea Bogdan. Persoane care sunt din Cluj, dar nu prea avem ocazia să ne întâlnim și ne-am întâlnit acolo la București. Despre oamenii din echipa din care facem parte, chiar avem o poză, de fapt mai multe poze de pe scenă de la recunoaștere, pentru că am fost mai mulți din acest grup, din echipa Spanda, de pe grupul Natura într-o picătură, am fost mai mulți dintre cei de acolo pe scenă și avem câteva poze foarte faine și primul meu impuls când le-am văzut a fost wow, din ce echipă faină facem parte. Și nu doar atât, ci toată comunitatea Dotera, toți românii care vibrează pe frecvența Dotera, frecvența iubirii Dotera, ca să spunem așa, inclusiv despre oamenii de la Dotera, din corporate, cei care sunt alături de noi și cei care ne sprijină și nu știu dacă știți, dar multe dintre persoanele care erau acolo pe holuri împărțind Metapower Advantage sunt persoanele cu care vorbim la call center când sunăm și sunt cei care ne ajută să rezolvăm problemele pe care le avem. Asta ca să nu mai zic de toți liderii mari, printre care și Dan și Simona, care sunt ai noștri și care au fost acolo pe scenă și au vorbit. Și chiar tot ce s-a punctat acolo pe scenă, începând de la liderii noștri din România și încheiind cu Emily Wright,
Totul a fost axat cumva pe om și pe comunitate și pe valorile pe care prin doTERRA noi le aducem în România și în țara noastră. Și s-a vorbit pe scenă despre a avea o contribuție în viața celorlalți. S-a vorbit despre a-i servi pe ceilalți, cum să-i spunem în română, să sune mai frumos, despre a te pune în slujba celorlalți. Despre cum să fii prezent în viața ta, da? Să nu lași viața să treacă pe lângă tine. Despre cum să lucrezi cu drag de oameni, dar și cu drag de ceea ce faci tu, asta mi se pare esențial și un lucru atât de puțin înțeles în zilele noastre. Orice ai face, orice trebuie să faci în viața ta, în general, să faci cu drag și cu dăruire. Am simțit așa că am fost înconjurată de oameni absolut extraordinari și știți cum se spune că ești media celor cinci oameni cu care te înconjori și nu e de pierdut nici o astfel de ocazie să te înconjori cu oameni care sunt la nivelul acesta și care vibrează la modul acesta. Și a spus cineva recent o chestie care mi-a picat așa și mi-a rămas, pentru că am recunoscut cât e de adevărată, doTERRA brings out the best in people. doTERRA scoate la lumină tot ce e mai bun din oameni și fix așa și este. Și cred că fiecare dintre voi care face parte din comunitatea asta și se implică, a simțit asta la el și a văzut asta la cei din jurul lui și este un lucru pe care îl ducem și noi mai departe, la rândul nostru, atunci când spunem cuiva despre uleiuri sau despre ce înseamnă familia doTERRA și comunitatea doTERRA, și noi contribuim la a ajuta să scoatem ceva la lumină din cei mai buni din oamenii aceia. Și cel mai mult m-a impresionat Emily Wright, evident. Nu știu cum mi-am închipuit că este. Am văzut-o, am citit despre ea, am auzit-o vorbind în mai multe rânduri, dar i-am văzut acum partea aceasta atât de umană, atât de umană încât nu mi-a venit să cred, atât de autentică, atât de. Adică, pentru mine a fost așa, să vină persoana care și-a imaginat, care a conceput în mintea ei doTERRA, înainte ca cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume să existe, cum există acum și în curând cea mai mare companie de network marketing din lume. Deci, femeia asta a conceput doTERRA în mintea ei înainte. Și tot femeia asta a fost cea care, când a coborât de pe scenă, și noi eram mai mulți de aici, din natura într-o picătură care așteptam acolo pentru recunoașteri, și ea a coborât de pe scenă după un discurs, iar nouă ni s-a spus, vedeți, când vine Emily, nu săriți pe ea repede la poze, că toți ne-am fi dorit o poză. În schimb, ea, știți ce a făcut? A venit la noi, dar a venit la fiecare, a stat de vorbă cu fiecare. Uite, așa m-a ținut de mână pe mine, m-a întrebat ceva. Nici nu mai știu ce m-a întrebat, că nu mi-amintesc, pentru că atât de tare m-a copleșit emoția, nu m-aș fi așteptat ca ea să vină la mine, să vorbească cu mine. Și mi se pare fantastic pentru că este un model și înțeleg de ce-i doTERRA așa cum este, cu atât de mult suflet, pentru că așa pornește de la oamenii aceștia care sunt fondatorii, cu grija față de ceilalți, cu sufletul, cu omul din fața ta pe care îl vezi și îl apreciezi și îl recunoști pentru meritele lui și așa poți să scoți ceea ce e mai bun din oameni. Așa se explică, în opinia mea, cum scoate doTERRA cei mai buni din oameni. Și pe lângă faptul că sunt toate uleiurile care ne ajută să fim mai sănătoși, pe lângă faptul că e o ocazie fantastică pentru cei care decidem să ne implicăm în acest proiect, este și partea aceasta de comunitate și de a aduce o contribuție atât de extraordinară în viețile noastre pe care noi să o ducem mai departe apoi în viețile celor din jurul nostru. Sunt foarte încântată că am participat, că fac parte din această comunitate. Vă îmbrățișez pe toți și vă pup și vă ascult în continuare cu drag. Și să știi că pe noi ne-ai convins. Deci pe mine personal m-ai convins Apropo de cu tot ce ai autentic și de a vă spus. pune inima pe tavă și de a spune tot ce va impacta, mie mi-a dat lacrimile, de a spune tot ce va impactat la acest eveniment. Am vrut, deci dacă nu menționai tu partea asta, chiar te-aș fi provocat eu să spui, pentru că eu am văzut poza pe care ai pus-o pe Facebook și vroiam să împărtășești cu noi acel moment. Și acum mie mi-e mult mai ușor
să vă explic ceea ce încercam să vă explic înainte de Empowerment Day, când vă ziceam, fraților, veniți la Empowerment Day că vine Emily Wright, și încercam să vă dau un exemplu. Cine este Emily Wright? Dincolo de faptul că este unul dintre cei 7 fondatori, că este sufletul doTERRA, cu ce puteam să vă compar? Și am încercat și spunându-vă, și nu neapărat m-am dus pe direcția aia, că ok, nu o poți compara cu un președinte de stat. Nici măcar. Deci nu suportă comparație. Un președinte de stat nu e cel care a creat statul ăla, nu e cel care a avut viziune. A fost ales, pur și simplu, în speranța că ăla o să-ți aducă o schimbare. În schimb, Emily... Dintre toți fondatorii, ea e cea, exact cum a zis și Simona, e cea care a venit cu ideea, cu viziunea, a găsit oamenii cu care să lucreze, ceilalți 6 fondatori, cu care împreună cu care au trecut prin niște sacrificii enorme și au sacrificat întreaga viață, și-au riscat toată viața, toate bunurile, tot ce a adunat până atunci, pentru că ei au vrut să facă compania asta la modul cel mai etic, adică nu să cheme investitori, pentru că s-au dus și au cerut ajutorul investitorilor la New York. Cei care ați urmărit povestea, v-am pus-o și pe grup, însă și investitorii au văzut că e o idee extraordinară și care va avea succes, însă le-au cerut 51% din companie pentru investiția lor și și-au dat seama că în felul ăsta ei își vând practic sufletul. Nu mai au putere de decizie și atunci au scos practic tot ce aveau și au pus ipoteci pe case, practic pierdeau totul dacă nu le ieșa, ca să înțelegeți. Și ea este femeia care a venit cu această viziune și cu acest suflet și cu toată munca depusă. Ea este cea care în continuare umblă prin toată lumea și caută în aceste proiecte de co-impact sourcing acele surse pure de uleiuri esențiale și prin care nu doar că găsește cele mai pure surse de uleiuri esențiale, dar găsește și modalitatea prin care se impacteze în fiecare din acele locuri comunitățile, exact ce a impresionat-o pe Cila. Iar legat de ce spunea Simona, că a mers pe la toți, noi am avut șansa sâmbătă, seara după eveniment, să luăm cina împreună cu Emily Wright, deci cei care au atins cel puțin nivelul de Blue Diamond au avut această șansă. Și când ea a venit în restaurant, înainte să mănânce, deși... După o zi întreagă de eveniment, a venit pe la fiecare masă și a discutat personal cu fiecare dintre noi, da? Și nu a pus o limită de timp, da, a discutat cu fiecare cât a fost necesar și de-abia după aceea s-a dus să mănânce și ea. Da? Deși bodyguardul ei tot venea și încerca să o convingă să meargă să mănânce, dar ea întâi a vrut să discute cu toată lumea. Da? Asta înseamnă să-i servești pe ceilalți și să fii în slujba oamenilor. Cea mai înaltă formă de leadership este aceea de a-i servi pe ceilalți, de a te oarecum sacrifica, de a te sacrifica pe tine, dar nu în sensul ăla rău, ci de a-i pune pe ceilalți înainte. Primul pas important în leadership este acela de a conduce tu prin propriul exemplu și de a arăta viziunea, de a oferi viziunea și propriul exemplu care să fie urmat, de a, da, nu a le arăta oamenilor calea, ci mergeți pe aici, ci pe aici, haideți cu mine, da, vă conduc, haideți cu mine, mergem împreună. Iar al doilea pas important, cumva desăvârșirea în leadership, este aceea în care te pui în slujba oamenilor cu totul. Și, sincer, nu am mai văzut nicăieri o astfel de atitudine de a servi. În engleză sună mult mai bine to serve people, da? De a servi pur și simplu binele oamenilor, de a pune întotdeauna, de a pune binele lor mai presus, de a fi acolo oricând pentru ei, de a-i auzi. Și pe mine ce m-a impresionat cel mai mult a fost momentul în care Emily spunea cum s-a rugat pentru că și-a împlinit practic idealurile, visurile, cele mai îndrăznețe, cele mai mărețe visuri, și s-a rugat să afle care este darul ei pentru omenire. Și darul ei pentru omenire este de a vedea oamenii așa cum sunt ei cu adevărat
de a scoate cei mai buni în ei și pe mine, asta m-a impresionat profund. Bun, mulțumim mult, Simona. O să trecem, uite, văd o grămadă de mânuțe ridicate aici. Și avem pe Roxana Dringa, pe care mă bucur să o văd, că după nume te știu. Probabil că am apucat să ne și pupăm la sala Palatului, dar acum mai ușor o să te rețin, că te văd doar pe tine. Bună seara încă o dată. Bună seara. Îmi cer scuze, am emoții, nu sunt o bună oratoare, speaker. Ne bucură asta, emoția asta este exact cea pe care ne-o dorim și știm că ești pentru prima dată și la un astfel de eveniment și mă bucur că ai ales să participi în această seară, să împărtășești cu noi fix emoțiile tale. Nu trebuie să fii un orator bun, ci doar să fii autentică. Atât. Da, tot. Să spun ceea ce simt. Exact. Pentru mine Empowerment Day a fost magic, în adevăratul sens al cuvântului. A fost o zi pentru mine extraordinară. Am fost alături de atâția oameni frumoși, dragi, buni. Deci nu am cuvinte. Pielea de găină a fost la toate momentele importante. Când a vorbit Emily, de multe ori am avut nodul aici în gât să-mi vină să plâng. Eu cu greu plâng. Nu plâng foarte des, dar sâmbătă seară, după ce am ajuns acasă, am avut o descărcare emoțională foarte puternică. Am reușit să mă descarc de foarte multe emoții adunate de-a lungul timpului. Sunt bucuroasă și fericită și recunoscătoare că am acceptat invitația Danielei Oprea de a introduce uleiurile în viața mea, a familiei, de a accepta invitația de să vin la București. Și schimbarea la mine a venit în urmă cu 2 luni, când am început. Când am mirosit prima dată un ulei din sticluță, când a venit Dana la mine și miroase pe asta, ce crezi că e? Da, asta ce crezi că e? Și cel mai mare impact care l-a avut evenimentul acesta a fost la întoarcerea de la București spre casă, spre Brașov, unde pe tot drumul am stat de vorbă cu sora mea, care am invitat-o și pe ea la București. Haide, că o să fim amândouă acolo. Noi în copilărie am avut o relație foarte, foarte strânsă, dar au apărut niște momente în viața noastră când relația s-a răcit cumva, iar momentul ăla a fost când am reușit să ne spunem tot ce aveam pe suflet, tot ceea ce ne deranja una la cealaltă. Am avut o eliberare, am putut să exprim, ea este cea care exprimă când o deranjează, ea îmi spune. Tu, uite, nu-mi convine aia. Eu tot timpul am tăcut, le-am primit și le-am ținut în mine. Însă nu le-am uitat. Iar acum le-am spus și eu și le-a spus și ea și lucrul pe care nu mi le-a spus. Și ne-am propus că ne vom repara relația. Am zis că cel puțin o dată pe săptămână să ne auzim la telefon. Nu contează cine sună pe cine, să nu ținem cont, pentru că orgoliile la noi au fost mari. Dar se pare că de sâmbătă ne-am auzit în fiecare zi. Deci asta cred că e un lucru foarte bun. Și nu o dată pe zi, de mai multe ori. Da, asta a fost cel mai mare impact pe care l-a avut Empowerment Day pentru mine și cu siguranță nu se va opri aici. Schimbarea începe cu tine. Asta am eu în cap acum. Schimbarea începe cu tine și tu poți. Și cu siguranță la anul ne vedem din nou acolo, că noi ne-am cumpărat deja bilete. Super. Și abia așteptăm. Super, Roxana. Stai că nu se pornește. Acum. Tot încercam să deschidem microfonul, ne-a emoționat și pe noi până la lacrimi. Acum înțelegeți când zicem că doTERRA chiar vindecă pe nenumărate planuri și schimbă vieți pe nenumărate planuri și în moduri în care nici nu te aștepți. Schimbă, da. Într-adevăr.
Și din ciclu unde dai și unde crapă, nu te-ai aștepta că pe zone atât de intime ale vieții noastre un proiect de genul ăsta poate să aibă un impact atât de important. Și de-aia când spunem că doTERRA ne vindecă pe toate domeniile vieții noastre, la emoții, la sănătate, la partea financiară, relațională. Deci are efecte pe toate zonele ființei, pentru că doTERRA este un proiect extrem de complex. Deja mai au și alții decizia asta la anul să vină cu familia, să-și rezolve problemele în familie. Și pentru că dacă am putea să turnăm așa în capul tuturor să înțeleagă despre ce e vorba. doTERRA nu este o cea mai mare companie de uleiuri esențiale, dar nu e despre uleiuri, dar e și despre uleiuri. Este despre dezvoltare personală mai mult. E despre oameni. Dezvoltare despre spirituală. Da? Cum spunea chiar Emily Wright, doTERRA este un proiect de dezvoltare personală și spirituală împachetat într-o afacere cu uleiuri esențiale și suplimente nutritive. Da? Și ce vreau să punctez este că proiectul e mult, mult mai complex decât am putea să ne imaginăm la o primă vedere. Și ceea ce tu ne-ai relatat este dovada vie a faptului că așa stau lucrurile. Da? Că poți obține rezultate pe zone la care chiar nu te-ai fi gândit. Da, mulțumim Roxana, că ai împărtășit cu noi trăirile tale de la acest eveniment și invităm pe cine e cu mâna ridicată, Roșu Camelia, și abia așteptăm să reveniți anul viitor cu toată familia, apropo, toți să reveniți cu familiile, pentru că nu știi niciodată, în fiecare ce se trezește, v-am mai spus, e o baie imensă de energie pozitivă, de iubire, de acolo te duci cu adevărat încărcat cu această iubire, încredere, pozitivism prin care să începi totul, să reîncepi totul, să privești, să inițiezi lucrurile din viața ta și așa apare vindecarea pe toate planurile. Vrei să le arăți niște imagini? Hai că ne mai vorbește și Camelia, că stă de mult cu mâna ridicată, nu de alta. Și avem noi Deep Blue, da? Camelia, te rugăm. Bună seara tuturor. Bună Eu seara. Poate am un pic de emoții, nu știu, dar de când am venit de acolo, eu am vorbit la atât de multă lume încât mă tot gândeam dacă aș mai avea ceva de spus aici. Adică am vorbit despre emoții, despre muncă, am vorbit despre faptul că m-am dus acolo, cred că de fapt nu știam unde mă duc, am constatat ulterior, pentru că m-am trezit acolo în familia mea de 3500 de persoane și mi-a plăcut tare mult. Și cum am constatat că e familia mea, pentru că a început Emily să vorbească și ea avea lacrimi, eu avea lacrimi, ea avea curaj, eu aveam curaj, ea zâmbea, eu zâmbeam. Mi s-a întâmplat așa și cu următorii și ziceam, încă o lacrimă, da, e ok, uite și aici mă regăsesc și aici mă regăsesc. Mi-am dat seama că multe lucruri le știam, dar acum cumva s-au solidificat, au fost bătute în cuie. Nu există nu pot, există nu vreau suficient. Nu există piedici pe care să nu le poți trece, nu există frici pe care să nu le poți trece. Nu există nimic imposibil, trebuie doar să vrei. Ei ne-au demonstrat că trebuie doar să vrei. Mi-a rămas în memorie, Amy avea 4 copii, domnul doctor avea 3 copii, alții 2 copii. Doamna care a plecat în Anglia cu 3, că povesteam toată povestea de la început, 3 linguri, 3 furculițe și 3 farfurii și ce este acum, adică un copil care îi mulțumește că
este la facultate datorită ei și fiica ei povestind despre Euler la Dublin. Deci, fenomenal! Vine Elena și ne spune că cel care sapă pământul este la fel de important ca și doctorul sau ca și președintele, pentru că, de fapt, trebuie să ne înnobilăm munca care facem, indiferent la ce nivel este. Adică, oricând și nu contează de câte ori începi, poți începe de fiecare dată de la zero și poți ajunge de fiecare dată în vârf. Mi-a plăcut că ei au vorbit într-o totul despre iubire, despre a ajuta, despre a dărui, despre a împărtăși, despre a munci pentru alții ca să câștigi tu cel mai mult de aici, să fii tu cel mai bucuros. Poți să nu ai nimic și să ajungi în vârf și poți să ai de toate și să nu ai nimic. Deci este colosal. Dintr-o dată nu mai ai nimic și poți să o iei din nou de la capăt. Sau poți să ai totul și să fii plictisit, să nu ai chef de viață. Bine, să aștepți un consol, un motivate și așa mai departe și după aia să-ți dai seama că de fapt poți să pornești și ai un curaj nebun. Deci, mi-a plăcut că nu există numai dăruirea iubirii către toți ceilalți, ci și în familie cumva, parcă uleiurile au uns soții așa și i-au unit și i-au unit cu familia, parcă a venit așa un fel de înțelegere între toți. Toți au devenit unul în momentul în care au început să guste, să miroase uleiurile. Ceva. Deci Emi a venit doar să ne predea ștafeta și să zică, haideți că puteți. Uite, mai aveți un pic și sunteți un vârf. Adică mai depășim, mai avem de depășit doar o singură firmă și suntem acolo un vârf într-un timp foarte repede. Asta înseamnă că vrem, că putem, că iubim. Poporul ăsta este un popor minunat și acum familia mea de care am văzut-o acolo, de care eu sunt foarte mândră, chiar dacă sunt cea mai mică, mi-a dovedit cât de minunată este, cât de mult iubește, cât de muncitoare. Nu te mai auzim. Camelia, să-ți pornești microfonul. Nu te auzim. Microfonul să ți-l pornești. Așa. Mai auziți? Acum da. Iară ți l-ai închis. Ți-ai închis microfonul din nou. Acum. Iară s-a închis. Vezi tu dacă poți să îl deschizi. Iar s-a deschis, tot închis și-l deschis, nu știu pe ce apeși. Încearcă tu să îl deschizi. Stai un pic aici. Of. Acum, da, e bine acum. Nu mai pune mâna pe nimic. A, cred că internetul e, că uite, a înghețat și mai... Da, și internetul e, dar... Poate mai bine rămâi cu camera oprită și cu microfonul pornit, cred că internetul e de vină. Da, uite că da. E... E roșu acolo la tine. Microfonul să-l pornești, camera să o lași închisă. Până reușește Camelia să-și pornească doar microfonul, dacă ne auzi Camelia, lasă-ți camera închisă pentru că se pare că e o problemă la conexiunea de internet acolo la tine. Ce am înțeles eu din ce a spus Camelia, multe lucruri a spus Camelia, dar apropo de faptul că e vorba despre o călătorie interioară, când spunea că poți să ai totul și de fapt să n-ai nimic, sau să încep și să o iei de la zero, să ajungi la succes, este vorba despre ceea ce devii, nu ceea ce ai, ci ceea ce devii în procesul muncii și în creșterea ta ca om. Și în... Vă amintiți de când am spus că network marketing este cea mai bună școală de dezvoltare personală și spirituală? Uite, încă o dată, se vede și la exterior, se vede și către cei care încă nu... n-au înțeles cu adevărat ce înseamnă network marketingul,
dar încep să înțeleagă. Camelia, oare ai revenit? Cred că ai de rămas de tot, poate mai intri mai târziu. Mulțumim, Camelia. Trecem la Maria Titea, oare bine am zis? Îți și pornești microfonul, Maria? Perfect! Da. Uite, mi-ar fi plăcut, dar am zis să nu ne extindem prea mult, să ne ziceți din ce oraș sunteți și cu ce vă ocupați, dar hai, dacă am început pe linia asta, să mergem la fel în continuare. Da, poate să spun. Maria, zi-ne de unde ești, din ce echipă și, deci din ce oraș, ce echipă și cu ce te ocupi. Ok, bună seara, Maria Titea, sunt din echipa Anei de Moț. Și încep discursul meu. Cred că trebuie să pregătim mai multe premii acum, fără lipsă de modestie. Și de unde acum ești, Maria? Din ce oraș? Foarte faine. Foarte faine. Deci, așa, deci toate au avut un impact fain pentru mine de la intrarea în sală, când am întâlnit echipa. Îmbrățișări calde de la fiecare. Și când a început prezentatoare să prezinte prima dată Oradea, pe urmă Satul Mare, acolo a fost nebunia că am început auzit. Să fie auzită de sus, de la ultimul etaj. Și doamnele, vecinele doteriste, bravo, de la Satul Mare ați venit, ne-au aplaudat, ne-au felicitat. Apoi când a intrat șefa mare, Emily Wright, a fost... a fost un impact fain. Deci am făcut un pic de catering la colegi să facă o poză de jos, să-i văd pantofii, că nu i-am văzut. Deci lumina era pusă pe ea, îi străluceau pantofii ca la ce împușărească. Și trebuia avea pantofi frumoși. Frumoși ca ea. Da, eu de sus nu i-am văzut. Așa. Pe urmă, mi-a plăcut de doctorul Ghera, deci toate pentru mine au avut un impact fain. Când a început cu țesutul antiadipos, cu diabetul, cu tensiunea, cu toate cele de la Metapower, cred că și acolo ar trebui să mi se facă mie un plic la căpățână, să zic așa. Băiatul cu cifrele, Ibrahim ăla, sau cum l-o chema? Michael Schluchter? Nu știu. Era blând. Avea un nume ciudat, în fine. Ne-a spus și ne-a spus despre cifre și acolo deja cu colega de la Satul Mare am început să adormim încet, am fost epuizate după atâta oloială că ne-am oloiat acolo în backstage cu levănțică, cu toate cele, și am avut nevoie de pauză. Am fost la pauză, tombola a fost rapid, era și mai faină dacă câștigam ceva, dar m-am bucurat că a câștigat cineva din echipa noastră. Așa, ce să mai zic, poveștile au fost faine, m-au impactat toate. Povestea adusă în față și a voastră, mi-a plăcut când ați povestit despre sloganul a fi, a face și a avea. Deci așa parcă am văzut și prin animația aia care a spus-o cu domnul la din barcă care vâzlea cu o singură vâslă și parcă deci trebuia să iau cumva să fiu pe... Să-mi dau seama că am vâzlit și eu de un an de zile Tomul chema cineva la empowerment, deci mi-a propus mai mult pe... Să mă implic mai mult în Doterra, dar nu am avut curajul, nu. Dar, nu știu, acum cred că după Empower-ul ăsta chiar m-a impactat la propriu. Așa. Și toate poveștile au fost faine aduse în față. De la povestea cu mama plecat în străinătate, povestea stomatologie cu mama care suferea de Alzheimer, povestea mamei artistă cu copilul ăla care a fost bolnav de autism, se pare. Și să nu uităm de dansul doamnei șefe. Șefa Emily cu dansul chiar ne-a ridicat acolo. Da, pe urmă, pozele, toate cele și întâlnirea de la restaurant cu toată echipa care acolo ne-am cunoscut mai de aproape cu toți și au fost minunat. Deci am venit cu niște trei foarte faine. Impactul a fost destul de mare pentru mine. Maria, ultima întrebare către tine. Ai fost delicioasă, dar spune-ne
Ne-ai făcut așa o trecere revistă pentru cei care ați fost la Empowerment Day, ați putut să revedeți tot evenimentul, oarecum, în câteva cuvinte și chiar o să facem o mică pauză publicitară după Maria să vă și arătăm câteva poze de la eveniment. Le-am luat și eu de pe net, că n-am avut timp să fac poze din spatele scenei. Dar zi-ne, Maria, efectiv tu cu ce sentiment ai plecat de acolo? Ne-ai făcut o trecere în revistă a tot ce s-a petrecut, cum ai trecut prin ele, că te-a impactat și aia și aia și aia, dar cu ce sentiment ai rămas efectiv după? Ai plecat cu o decizie anume sau cu un sentiment anume de la evenimentul respectiv? Păi cum să zic, sentimentele parcă au fost în mine întotdeauna, dar nu mi-am dat voie să le aplic. Cum zicea și Ana, tu poți, tu... Ai potențial, dar nu vrei, ceva nu te lasă. Și așa au fost. Deci am făcut o scriere chiar înainte să plec și nu am făcut-o ca să... Că au venit femeia spre mine. Era un caz umanitar, era o tipă de 29 de ani, bolnavă, o fată, care suferă de cancer și am zis, hai să fie ăsta primul pas și am vorbit cu Ana, cu consultanta mea, să-i facem un cont, a venit și ea cu 200 de lei, am pus și eu, deci am făcut o comandă undeva la 200 de euro și parcă de aici, că eu până acum nu înțelegeam, nu vroiam să-mi dau seama cât se câștigă, cum se ăsta. După ce am văzut eu că s-a făcut în scrierea aia și mi-a spus Ana, vezi că de aici tu stai și tu 50 de puncte și o să poți să-ți comanzi produse, că eu de una de zile le-am golit soțul la cardul la soțul de 100 de ori. Și deja m-am sperat și eu pe el și el pe mine. Și atunci, parcă asta, după ce am făcut înscrierea aia, parcă mi-am dat așa greața și pe drum venind acasă, tot așa cum a fost și colega Laura sau cum o cheamă, am vorbit foarte mult cu Ana, care a încercat să mă încurajeze. Am zis către Ana Țola că a fost cu ea, că voi cred că ați făcut un pact să mă băgați aici în mașină ca să mă aburiți cu tătului de dotera. De să înțeleg că ai plecat, că pleci de acolo cu decizia că te apuci să faci treabă, te apuci să te ajuți și pe tine și pe alții, pentru că așa cum am spus-o de nenumărate ori, în dotarea căutând binele celorlalți, găsim binele nostru în moduri în care nici măcar nu puteți să vă imaginați în clipa asta. Mulțumim mult, Maria, mulțumim că ai fost alături de noi în seara asta și ai împărtășit. O lăsăm pe... O invităm pe Camelia să termine și după aia punem câteva imagini. Păi da, da. Hai că la Camelia s-a întrerupt. 20 de secunde, că la noi sunt evenimente. Mi-a rămas în memorie și mi-a așa un slogan. Învăț și practic, practic și nu prea învăț, sau învăț și practic în aceeași măsură. Deci asta mi-a rămas așa ca o linie, ca să țin minte. Finalul a fost cu care am venit acasă pot mai mult decât am crezut. Ceea ce am făcut eu și mi-a rămas așa pe viață pe o perioadă lungă de timp, eu am diabet. Mi-am măsurat glicemia că am senzor. Glicemia a fost liniară, 70-71, nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete, n-am fost obosită. Deci eu n-am avut glicemia liniară la minim până acum. Și de atunci de când am venit, sunt tot în hipo. Deci cumva îmi fac prea multă insulină. Au și remarcat, și familia a remarcat că ceva s-a întâmplat cu tine acolo, că deja nu mai ne... Oh, s-a întrerupt iară, s-a închis microfonul. S-a închis microfonul. Ce este că oricât de mult am explicat și am încercat, nu se poate, trebuie să fii acolo. Asta le-am și zis, trebuie să fii acolo să vezi. Nu sunt cuvinte ca să poți să spui ceea ce se întâmplă acolo. Trebuie să fii acolo, asta este tot. Deci eu atât trebuie să spun mai departe, trebuie să fii acolo. Deci, Camelia, să înțeleg că anul viitor vii cu toată familia și cu mai mulți oameni cu tine și așa să vă luați bilete de acum. Da. Super. Din când ești din Cluj, așa-i? Da. Bun. Super. Da, din Cluj.
Mulțumim mult, Camelia, mulțumim pentru împărtășire, foarte multe revelații, mi-am și notat aici o grămadă de lucruri din ce ai spus, v-am zis că noi suntem un juriu calificat, adică noi ne luăm notițe, dăm note. Înainte de a trece la următoarea vorbitoare, te văd, ești acolo, Lena, tu vei fi următoarea, știu că ești cu copil mic și trebuie să-l culci. Pentru cei care nu ați fost la Empowerment Day, vrem să împărtășim cu voi câteva poze de acolo. Așa, am luat și eu de pe net ce am găsit repede. Asta este o imagine a câtorva din echipa mare care ne-am adunat acolo, la sfârșitul evenimentului am reușit să ne adunăm și ne-am făcut poze o parte, da, nu sunt nici de la noi din echipă toți, dar se văd mulți dintre ei. Dăm mai departe. Aici este unul din momentele în care au fost recunoscuți pe scenă, cred că de la Diamond Club, da, dintr-o ediție de Diamond Club. Și acolo în stânga sunt cei pe care îi vedeți, grupulețul ăla din stânga, sunt chiar echipa noastră, da? O văd pe Carolina, o văd pe Mara în verde, văd pe Răzvan Andreescu și pe Ramona și pe Bogdan Buburuz și pe Inga, o văd. Da, sunt chiar din echipa noastră. Este o vedere luată de o poză făcută de cineva din sală de sus în timpul unui speech chiar a lui Emily Wright. Unul dintre momentele cu Dr. Fernando Guerra, unul dintre panelurile care s-au desfășurat pe scenă cu Plame Nikolov de la Terra Rosa, de la unde se distilează uleiul de trandafir din Bulgaria. Aici este momentul în care au fost recunoscuți pe scenă topi rollerii din România, în care dintre cei 20 de topi roller din România, echipa noastră a fost reprezentată de către 4 persoane, da? Noi, familia Buburuz, familia Baboș, chiar pe locurile 2, 4, 5 și 19, Carolina Rusu. 18, cred. 18, felicitări. Și pe mine mă găsiți ușor pentru că sunt cel mai înalt de pe scenă. E al treilea de la dreapta la stânga. A, uite, aici se vede mai bine, da? Chiar pe locul 18, Carolina Rusu, exact. Felicitări tuturor, suntem uite, mândri asta de voi. Nici aici conferențiam noi. Da, eu recunosc în lumina reflectoarelor, până acum n-am înțeles foarte clar ce înseamnă lumina reflectoarelor, că anul trecut am conferențiat, dar n-am mai fost un reflector din ăsta. Vreau să vă zic că nu mai vedeți nimic în sală, vă bate reflectorul ăla. Am mai fost în situații în care nu vedeai nimic, dar acum chiar era fixat reflectorul așa încât îți bătea în ochi. Din nou Fernando Guerra despre Lifelong Vitality Pack. Uite, Maria Titea, chiar simt că ai luat decizia să consumi de acum înainte LLV-ul zi de zi, așa mi-a lăsat mie impresia. Câteva poze tot așa luate de cineva din sală, da, cu mesaje, dă un pic la stânga să și traducem mesajele, da? Become the legacy you want to leave behind, să devii moștenirea pe care vrei să o lași în urma ta. You have a purpose, you have a mission. Uite, e și tradus jos. Ai un scop, ai, deci tu, fiecare dintre noi avem un scop și avem o misiune. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor. Doterra este o companie pentru totdeauna, mesajul lui Emily Wright ne asigură de asta. Poți să schimbi lumea câte o persoană, om cu om, da? Om cu om, picătură cu picătură, comunitate cu picătură, cu comunitate, exact așa cum am mai spus-o de nenumărate ori. Astea au fost câteva imagini pe care am vrut să le împărtășim cu voi și o invităm în continuare pe Lena Anfimov și cu această ocazie vreau să o felicit în primul rând pe ea și pe Laura Baboș pentru proiectul Healing Hands pe care l-au inițiat, l-au lansat și l-au finalizat cu succes. Și odată cu ele vreau să felicit pe toți cei care, chiar felicitări și mulțumiri tuturor celor care v-ați implicat în acest proiect și ați dăruit din puținul vostru cât ați putut. 5, 10 euro, nici măcar nu contează, cât important este că împreună, om cu om, chiar schimbăm lumea. Felicitări, Lena! Aș sta să te întreb, dar o să discutăm în trainingul de sâmbătă ce sentimente te încearcă, dar poate ne zici în două cuvinte inclusiv asta, pentru că sunt convinsă cumva se leagă între ele. 100% se leagă între ele. Stai așa un pic să-mi aprind lumina, că e cu senzor și... Așa, gata. Așa.
nici nu știu cum să încep. La mine cu doTERRA, cred că deja 5 ani de când folosesc doTERRA, mai mult sau mai puțin, depinde de perioadă. Mi-a luat 3 ani să-mi asum afacerea doTERRA și mi-a luat să fiu într-o stare psihică și fizică și financiară foarte joasă ca să vin la primul meu empowerment day, cel de anul trecut. Și anul trecut aveam 75 de kilograme, părul ars, am venit singură, pe bani împrumutați la Empowerment Day, o decizie luată așa pe ultima 100 de metri, eram foarte, foarte tristă, eram cu moralul la pământ, nu mai zic de tractul meu digestiv și tot, deci varză, eram, nu se putea mai jos de atât. Și când am ajuns la Empowerment Day și am intrat într-o sală cu 3.000-4.000 de oameni, toți zâmbitori, mirosea trandafir, era vibrația super ridicată, m-am simțit ca și cum am intrat într-un univers paralel, eram, wow, unde sunt? Și atunci am aflat de Healing Hands pentru prima dată și asta m-a impactat, m-a făcut să-mi doresc să ajut mai departe. Prin Healing Hands am ajuns și la asociația cu care colaborez în continuare pe diferite proiecte, unde mi-am găsit și foarte mulți oameni cu care mă înțeleg. Mi s-a schimbat întreg grupul social, dintr-o izolare foarte mare am ajuns să vorbesc cu sute, îmi permis să zic că câteodată și peste 1.000 de oameni pe lună și cunosc zeci de oameni și contacte în fiecare zi. Și am zis că mi-am asumat atunci, trebuie să vin la toate evenimentele doTERRA. Și acum peste un an am ținut de promisiunea pe care mi-am făcut-o și chiar cu o zi, două înainte de Empowerment Day s-a finalizat și proiectul Healing Hand și am reușit să strângem suma de 3.000 de euro, chiar 3.025 de euro peste target. Și a fost așa un ride, pentru că eu nu am făcut fundraising niciodată, în asociația nu avea fundraiser, am venit eu, am făcut un curs, m-a ajutat Laura să fac parte de doTERRA, parte de asociație, am crescut ca om. Și acum când am venit la Empowerment Day, deci nu pot să zic că m-am chinuit să invit oameni, dar uite că totuși am fost 10. Am fost 10 oameni fain cu care acum colaborez. Jumătate din ei s-au activat. Chiar două fete le-am făcut o poză, se uita, le vedeam cum stau rezemate cu cotul pe scaunul din față și se uitau așa pierdute pe scenă, prinse acolo. Și eram, uitam, uite, așa eram și eu anul trecut, deci mă vedeam așa într-o oglindire. Momentul ăla de click era așa ca o energie sfântă aproape. Deci mă simțeam că era ceva unic și îmi place că pot, am oportunitatea cu doTERRA să ofer asta la mai mulți oameni. Cred că de-abia acum la Empowerment Day am înțeles de fapt cum ajut, cum ceea ce fac eu ajut alți oameni și că îmi place lucrul ăsta și vreau să-l continui la un alt nivel. Și pe lângă, a fost așa ca o încheiere de cerc și în același timp o începere de cerc nou până la Torino, așa. Și nu pot să, deja că în prima oară a fost pentru mine, numai strict pentru mine și pentru, nu mai zic că am slăbit 20 de kilograme anul ăsta, fără pastile de slăbit, fără să nu mănânc, de pe Metapower. Doamne ajută pentru Metapower. Și anul ăsta am venit pentru oamenii mei, pentru echipa mea, ca să dau un refresh și mie, dar mai mult pentru ei. Și când am văzut, nu știu, altceva să o vezi la echipa ta și altceva e să o trăiești tu. Atunci când o trăiești împreună cu energia din jurul tău, cu echipa ta, cu brandul tău, cu ce ți-ai găsit, că te regăsești, cum o... e total altceva, nici nu știu dacă pot să exprim în cuvinte. Dar am venit acasă super pusă pe treabă, am primit cadou de la Laura un Evolve, care nu este în shop și îl țin așa aproape fiecare zi. Și, cum am zis, de la Laura tot timpul primesc cadouri minunate și îi dau bătăi, pentru că un silver, un gold, ceva de genul până în Torino, pentru că am și cu cine. Anul ăsta chiar am cu cine și le pup pe fete că știu că sunt și ele pe Zoom, pe live, așa, și mă bucur. Deci
doar bucurie în Doterra, am învățat să mă bucur de viață, să mă bucur de un stil de viață sănătos, să mă bucur de oamenii din jurul meu, să mă bucur de călătorii, de inițiative și să merg pe drumul drept, pentru că până la Doterra mi-a plăcut să mă dau numai alături, dar de când cu Doterra și cu, cu toată echipa, cărora vă mulțumesc foarte mult pentru suport, că știu că de încăpățânată de multe ori, dar chiar m-am menținut pe drumul drept și cu ajutorul vostru și aștept că anul viitor ne-am promis eu cu echipa mea să venim 50 numai de la noi. Super, Lena! Mulțumim mult de împărtășire! Cred că este evident pentru toată lumea că pentru Lena cel mai important este nu motivează atât de mult într-o primă fază. Fiecare avem butonul nostru declanșator pe Lena, o motivează cum poate să ajute pe alții. Și ajutând pe alții, ajunge ea să se ajute pe ea. Și uite așa, făcând un proiect Healing Hands pentru Rădăuțul Civic, s-a ajutat pe ea, a crescut ea lăuntric din mult mai multe puncte de vedere și acum o motivează să ducă mai mulți oameni pe care să-i ajute să-și schimbe ei viețile și în felul acesta categoric vei ajunge și Gold și Diamond și tot ce-ți propui să ajungi, pentru că despre asta e vorba în Doterra. Ajungi să-ți creezi viața pe care o dorești sau la care visezi, ajutându-i pe alții să-și creeze și să-și împlinească ei visurile lor. Minunat, Lena, felicitări, bravo! Ne bucurăm și mulțumim, pentru și mulțumim mult pentru relatare. Pentru relatare și abia așteptăm să vă vedem și știu că tu participi și la GoPro și urmează peste o săptămână jumate ne întâlnim și la acel eveniment, apropo de evenimente și de importanța evenimentelor. Nu știu dacă vouă e clar, cei care sunteți alături de noi, deja transpare din toate testimonialele, indiferent ce ai impactat pe fiecare, de fapt cât de important este să alegi în primul rând să iei această decizie să participi la astfel de evenimente. Și Lena a venit și a punctat foarte bine că era într-un punct foarte jos al vieții și participând la eveniment anul trecut s-a trezit într-un univers paralel, ca să o citez, și s-a schimbat total vibrația și deciziile pe care le-a luat ulterior și forța cu care a putut să ia deciziile și energia pe care a avut-o la dispoziție au ajutat-o să schimbe cu adevărat viața. Super, mulțumim! Asta este ceea ce se petrece la evenimente. Următoarea cu mâna sus este Loredana Ambroze. Loredana, să ne zici de unde ești, în ce echipă, din ce oraș, cu ce te ocupi. Și apoi să ne zici despre eveniment. Bună seara, dragi. Bună seara! Nu știu cum să încep. Sunt Ambroze Loredana, din Brașov. Sunt din echipa lui Răzvan și Ramon Andreescu. Să încep de la început. Și cu ce te ocupi? Am început de o lună de zile din cauza unor probleme de sănătate care s-au adunat și din care eu nu știam cum să mai cum să ies din starea aia în care intrase. Am început să iau produse de la dumneavoastră, dar înainte m-a invitat Roxy prin cu Dana, m-a invitat. Îmi cer scuze, am emoții. Și am știut de produse, știam de produsele dumneavoastră, de Doterra, dar am zis nu, nu o să încerc, o să merg doar să ies din casă și o să văd cum e. Știu că luni când am vorbit cu Răzvan mi-a zis, erai foarte înhibată, stăteai acolo cu minte, cu mâinile încrucișate, nu vorbeai, nu ziceai nimic. Din cauza problemelor mele de sănătate, care am și fătuse, am azi, tiroidă, am și un sindrom, acum am o biopsie făcută frumos la gură. Îmi cer scuze că arăt așa. Ești în familie, Loredana, ești așa cum a zis toată lumea, așa punctat, da, suntem în familie. Asta vreau să zic că, nu știu, ceva se întâmplă cu mine și nu vine să cred. Nu vine să cred. Deci după ce am venit, am fost sâmbătă la eveniment, la marele, și cred schimbarea vieții mele, venea duminică să ies pe geam afară, chiar dacă ploua, să ies și să țip și să urlu și să spun că pot și o să fiu bine și o să plece toate problemele din viața mea. A povestit sora mea, Roxy Drângă. Eu sunt sora ei. Și cred că asta e cel mai important pentru mine, schimbarea dintre noi două. Deci, pe lângă că mă simt foarte bine. Am început să iau LLV-urile, să iau colagenul de o lună de zile și sunt ok. Sunt într-o stare de
sănătate, parcă zic, simt că plutez, nu-mi vine să cred. Mă credeți? Nu-mi vine să cred că pot să fac mâinile dimineața, că pot să ridic picioarele, că pot să fac gimnastică, că pot să fac lucruri care simțeam că mă blocau deja. Deja zic, Doamne, și am 42 de ani, de ce, Doamne? De ce? De ce? De ce? Și v-am zis, minunea a fost și apropierea din nou. Eram apropiate și acum nu zic că nu, dar parcă a fost ceva, s-a întâmplat ceva așa. Și a fost o eliberare, că am putut să vorbim amândouă, că am putut să ne deschidem una față de alta. Nu era nimeni în autocar decât noi două. Nu, parcă nu se auzea nimic, doar eu cu ea și atât, și atât. Și v-am zis, am venit duminica acasă, da, am ascultat, nu sunt vorbitoare de limba engleză, înțeleg engleza. Și atât de mult m-am chinuit și am zis, Doamne, eu trebuie să ascult și cu căști și fără căști. Eu înțeleg, înțeleg. Deci în momentul în care a fost citatul ăla cu frică, a fost așa, să-ți învingi, să mă dezleg de toate, să ai încredere. Da, deci ascultă-ți vocea, tot. Deci, băi, mă vedeam acolo. Deci eu ziceam, dar crezi că eu nu o să pot să fiu și eu pe scena asta vreodată în viață? Asta, la sala palatului. Sala palatului. Da, îmi cer scuze. Nu sunt om. Ca și sora mea, sunt foarte timidă. Deci, îmi vine, v-am zis, și luni am vorbit cu Vrăzvan, cu Ramona, cu Dana. Deci nu venea să cred că eu pot să vorbesc. Și eram luni cu biopsia, eram operat atunci. Deci eu am vorbit luni cu ei. Deci era pentru mine, wow! Da, deci... Și am început să sun și să le spun celor care știu de problema mea de sănătate și să le zic că eu sunt cel mai bine în momentul ăsta. Și da, evenimentul de sâmbătă mie mi-a schimbat viața și modul de a gândi, modul de a gândi în primul rând. Să mă gândesc la mine, să mă gândesc că pot și eu pot și voi reuși. Și cum am zis și luni, nu știu, iubesc Zotera, vă iubesc. Nu mai ce să... Da. Îmi cer scuze. Îți mulțumim că ți-ai pus sufletul pe tavă aici, și... în familie, în fața noastră nu... tuturor. Deci, luni când am vorbit, aveam altă dată, în alte momente când vorbeam și spuneam ceva, îmi făceam un strălu de conștiință. Am deranjat ce am zis, nu trebuia să zic. Mai bine tăceam chestii. Luni, pentru marți, a fost pentru mine, wow! Deci, și dacă am zis că marți plutesc, plutesc și miercuri. Și astăzi a fost pentru mine, wow, au venit așa lucrurile de la sine. Deci nici nu îmi fac probleme. Deci atât de mult, astăzi mă admiram în oglindă și mă iubesc și cu vânătaia asta de la biopsie și cu tot. Deci, nu mai contează. Deci pentru, nu știu, toate mesajele, toate poveștile de viață de acolo, tot. Adică am zis, poate au avut alții și m-am văzut deja cu alte probleme de sănătate și am zis, alții au putut și eu să nu pot, eu o să pot. Și o să pot și o să dovedesc că eu pot, în primul rând, singură și cu ajutorul vostru, bineînțeles. Vindecarea începe în primul rând cu noi, cu fiecare dintre noi, cu a fi sinceri, autentici, cu a conștientiza, cu a ne conștientiza și a ne trăi emoțiile. Și în primul rând, Dotera, sticluțele acestea, uleiurile din aceste sticluțe, astea fac. În primul rând, în clipa în care deschidem o sticluță, ne impactează din punct de vedere emoțional. Și recomandarea mea acum, apropo de, uite, toată povestea asta minunată cu relația care începe să se vindece, folosiți uleiurile emoționale, folosiți toate uleiurile, dar folosiți maxim acum blendurile emoționale, chiar apelați la ele, faceți-vă protocolul de iertare din Symphony of the Cells, pentru că vindecarea pe toate planurile începe cu vindecarea emoțională. Da, am încercat toate uleiurile pe acolo, ne-am dat, ne-am... și nu știu, ceva s-a întâmplat, o minune s-a întâmplat. Că am putut să
Vorbim așa, să ne uităm ochi în ochi și să vorbim. Pentru noi a fost ceva de ce trebuia să facem acum 10 ani, poate mai bine. Da. Diferența de vârstă între noi două este de 10 ani. Evident. Cine e mai în vârstă? Dar a fost așa... mi-ar fi plăcut tare mult în autocarul ăla să fii și celelalte surori ale noastre și să fim un întreg. Și am realizat cât este de important să ai pe cel aproape, să-l ai aproape, să-l ai la orice oră, la oricând. Poate, da, cum am zis amândouă, orgolii. Poate că o deranjez, poate că nu. Nu deranjăm. Noi n-ar trebui să deranjăm. Și a trebuit să mergem la acest eveniment ca să înțelegem lucrul ăsta. După cum spuneam, suntem în familie și, uite, în familie lucrurile încep să se petreacă, să se petreacă frumos. Și anul viitor vă așteptăm încă o dată, venim cu îndemnul, vă așteptăm cu întregile familii să veniți acolo, chiar merită din toate punctele de vedere, pentru că deschideți multe inimi, deschideți mult ochii tuturor celor din jur, începeți să vedeți omul de lângă voi așa cum este el cu adevărat, din acea energie poți să faci asta și din acea energie poți să faci ce faci tu acum, să începi să împărtășești și cu ceilalți. Și faceți asta pentru că nici măcar nu vă dați seama ce impact puteți avea în jurul vostru, în lume, prin ceea ce faceți. Adică dacă cineva ne întreabă de ce facem noi proiectul ăsta doTERRA, de ce investim atâta energie și timp în a dezvolta și... În aceste testimoniale este cel mai profund răspuns. Pentru că, cu adevărat, cu proiectul ăsta putem să atingem pozitiv viețile multor, multor oameni. Și cu cât construim o afacere, o rețea mai mare, cu atât reușim să ajungem la mai mulți oameni, da? Și să impactăm într-un mod pozitiv viețile lor. Așa că... Fiecare dintre noi să facem cât putem în cercul nostru de influență, da? Și să facem maxim din cât putem. Prin această multiplicare efectul este unul exponențial. Adică știți acel exemplu, dacă tu înveți 3 să facă asta și fiecare învață câte 3 și fiecare învață câte 3 și fiecare învață câte 3, ajungem la mii și mii de oameni care fac exact același lucru și impactează fiecare în felul lui această lume. Și legat de cât de important este să te expui la medii din acestea hrănitoare pentru ființă. Există în domeniul epigenetic, am mai pomenit de Dr. Bruce Lipton, el a făcut niște experimente în care a luat celule bolnave și le-a pus într-un mediu cu celule sănătoase și s-au vindecat. Înțelegeți? E foarte important să aduceți oamenii în medii hrănitoare, cum este această familie doTERRA, pentru că în felul acesta ele se vor vindeca. Și bolile nu sunt numai boli fizice. În primul rând sunt boli de gândire greșită. Da? Asta e cea mai mare problemă. Că de aici și expresia, de la cap se împute peștele. Da? Pentru că modul greșit în care noi gândim apoi generează tot felul de probleme. Bolile de care suferim sunt doar niște efecte. Cauzele sunt la nivel mental, emoțional. Da? Și doTERRA ne ajută în această direcție. Mulțumim mult de tot, mult de tot. Chiar. Da, și mai vedem încă multe mâini ridicate și o să mai apucăm să luăm încă câțiva ca să ne putem încadra în timpul propus. Ana Dănuț, ești în mașină, te vedem. Hai să vedem dacă te și auzim.
Bună seara! Bună seara! Hai că anul ăsta deja ai fost cu echipă în creștere la Da, Empowerment Day. Ia zi-ne, cum ai simțit? Ce te-a v-am impactat? ascultat cu drag cât am putut. Noi venim de la o prezentare, așa ca după Empowerment Day, în acțiune. Eu o să fiu scurtă. A fost al doilea an pentru mine. Vreau să spun că anul trecut, Empowerment Day, a fost pentru mine. Să văd ce e acolo, să-mi dau voie, iar anul acesta a fost despre ceilalți. Am înțeles că nu mai e vorba despre mine, ci e vorba despre persoanele pe care le pot impacta și pot ajunge la ele. Și dacă eu mă opresc, în ciuda tuturor obstacolelor, fac o mare, mare greșeală. Și anul trecut am fost 6 persoane, iar anul acesta am fost 12. Și sunt foarte mândră de mine că mi-am dat eu voie să mă deschid, să vorbesc cu acele persoane și că au decis, au ales să vină alături de mine, să participe la acest eveniment și astfel să se producă schimbarea în viața lor. Pentru că dacă nu ne dăm voie să facem o alegere, să facem ceva diferit în viața noastră, nu o să se schimbe nimic. Toate poveștile, toate informațiile au fost minunate, constructive pentru noi, se așează așa frumos, rând pe rând, sunt multe, dar starea noastră de după e cea mai importantă. Și eu am aici și pe Maria Titea, care mă bucur din suflet că și-a dat voie să participe la acest eveniment și celelalte persoane noi din echipa mea, chiar persoane care au folosit produsele, dar nu știau atât de multe despre doTERRA, au participat la acest eveniment și a fost unul de schimbare pentru ele. Vin de acolo cu gânduri pozitive, să dau mai departe, să ajungă la cât mai multă lume, să creadă că există o comunitate care se sprijină unul pe altul, pentru că de asta avem nevoie. Și Las cum? și pe altcineva. Astfel Emoțiile, cine uită! ca să-l cităm pe Teo, keep on going, da? Deci cu gândul ăsta ai venit de acolo și pui în faptă, de altfel, uite acum vii de la o Traduc. prezentare, da? Continuăm Continuez. să muncim cu și mai mult, pentru că ai realizat ce impact extraordinar poți să ai. Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis, faptul Da. că ai înțeles că prin ceea ce faci tu, cu adevărat poți să-i ajuți pe oameni și nu știi niciodată care este următorul om asupra căruia tu vei avea un impact extraordinar. Exact ca acea poveste cu căutătorul de diamante, când tot sapă și sapă și numai de pietre dă și la un moment dat se oprește când poate mai avea următoarea, a cincea piatră era chiar un diamant, da? Exact așa e și în cazul nostru. Cu fiecare persoană pe care o ajutăm, pe fiecare o ajutăm cu adevărat, dar nu știi viața cui o poți impacta într-un mod absolut radical, covârșitor. Și vreau să fac o precizare, deci vin de la prezentare susținută, adică am făcut eu prezentarea, dar invitatele au fost unei persoane care a venit pe ultima 100 de metri la Empowerment Day. Biletul a Una fost de la dintre persoanele cu biletul dăruit de voi, mulțumim, din echipa Anchei, Luancuța Fernea, ea conduce și nu o să poată să intre, și a avut 7 sau 8 persoane super, la prima ei super. prezentare. Și dacă anul Deci... trecut a fost cu 6, anul ăsta a fost 12, anul viitor eu zic că putem să mulțim exponențial 30. deja. Pentru Exact. că deja sunteți mai multe care lucrați acolo, da? Deci calculați la modul ăsta și luați-vă bilete de pe acum, încă o dată vin către voi, sunt 35 de euro. Bilete luate. Super! Bravo! Bun, vă Bravo! pup pe toți, o seară Drum frumoasă bun și să aveți. alegerile pe tuturor. Vă pupăm și drum bun și împărtășiri magice peste tot în jurul vostru. Și mai luăm încă Mulțumesc. o persoană în seara asta, cel puțin, să vedem cum ne încadrăm. Mirela, ești cu mâna ridicată, dacă îți deschizi și camera, să te și vedem. Mirela, și mai cum, și de unde ești, și din ce echipă, și cu ce te ocupi. Mirela, Mirela, încă nu te vedem. Da. Te vedem!
seara. Și te și auzim. Mirela Nema, sunt de la Petroșani. Mirela și mai cum? Așa... Mirela Nema. Așa. Din Petroșani, Petroșan. Din ce echipă? La Roxana. Roxana Igărelu cu... nu mai știu cum e. Ok, e știm, okay, știm deja. Da. E ok? Și cu ce te ocupi? Și în primul rând, nu mă ocup cu... Am grijă de fetița mea, care este bolnăvioară. Din păcate, avem ceva probleme de sănătate. Și cu ea mă ocup. Sunt okay. însoțitoarea ei. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc, din suflet, pentru că mi-ați oferit această ocazie să pot să fiu acolo, cu atât de multă lume, atât, nu știu, niște emoții din alea care nu le-am trăit niciodată. Adică, nu mă cred că cu fetița mea, prin spitale și prin, no, pe unde am fost, în rest, dar să fiu așa, să nu mă duc la, să mă duc la București și să nu trebuiască să mă duc la doctor. Deci pentru mine a fost o chestie atât de frumoasă. Am venit cu trenul, n-am mai fost cu trenul, cred că de foarte multe ani. Și am venit cu trenul, am venit singură, pentru că Roxy nu își luase și nu... A fost așa pe ultima 100 de metri. Și am fost așa fericită, obosită, dar nu știam, Doamne, dar unde am ajuns aici? Așa multă lume, așa toată lumea aplauda, toată lumea... De ce îmi bătea așa tare inima? Deci, nu știu, ceva așa frumos... Tot ce a fost acolo a fost pentru mine wow, adică, Doamne, ce familie am ajuns, ce frumos, toată lumea a vorbit atât de frumos tot, Emily, tot a fost, Doamne, zic, eram așa, nu știu, fără cuvinte, ceva care, nu știu, am emoții așa de mari, că, nu știu, tot am vrut să vă mulțumesc în primul rând pentru că mi-ați dat ocazia aceasta. Că nu știu, pentru mine a fost așa un wow. Cum să se întâmple? Așa îmi doream de mult, anul trecut n-am putut să ajung. A fost nou cu scriere, cu nu știu ce, n-am putut să ajung. Și anul ăsta am zis, Doamne, așa mi-aș dori, dar nu, mă gândeam la toate problemele și la toate ce aveam eu acolo. Și zic, dar cum? Și Roxy îmi zice, vrei să mergi? Dar spune acum și zic, da. No, și atunci, Doamne, deci eu așa fericită am fost, nu știu dacă, ca și cum aș fi câștigat la lot o sumă mare de bani, nu știu. Nu, deci e ceva care, nu, deci, oricum, mulțumesc din suflet și cu tot vouă. Dragul, și Mirela. Chiar tot... acum când zici, mi-am amintit de, am făcut legătura și mi-am amintit când m-a întrebat Roxana dacă se poate un bilet și am zis că da. Da. Și mi-a zis, uite, am anunțat-o și aici lângă mine și efectiv tremură de bucurie și acum fac da. Legătura că tu ești acea persoană. Deci eu eram atât de fericită că nu, deci, Doamne, făceam ceva de mâncare. Deci eram, mami, zice Antonia, mami, dar ce fericită ești, ce mă duc la București, ești, wow, ce fain, eu eram în lumea mea, nu mai... Uitați-mi de... Vai, nu, deci nu vă puteți imagina ce fericire a fost pe mine. Nu știu, nu, a fost o chestie care mi-am dorit toată de mult și Dumnezeu așa, universul oraja lucrurile și în ultimul timp începe așa să tot mai multe lucruri să aranjeze. Nu știu, așa simt eu, că prin oameni totul se poate rezolva. Vai, mulțumesc din suflet. Așa mă bucur, așa că la anul ne vedem acolo, că deja mi-am luat bilet, i-am spus și la Roxy, având așa o ocazie să, nu, no, acum au fost biletele, am zis, nu se poate, i-am zis la soțul meu, m-a ajutat el acolo repede, zic, du-te, ia, lasă că poate la anul o să fie mai bine, zice, și mergem împreună. Da, a fost ceva magic, ceva unic, care nu se poate explica în cuvinte, cum să spun, numai dacă ești acolo să trăiești. Așa toată lumea, am văzut eu persoane care le-am mai văzut pe Zoom-uri, încă chiar am salutat pe cineva, dar no, de unde să mă știe că era așa grăbită pe acolo. Vai, ce frumos! M-am prietenit cu multe, multe, no... Roxy, cu ea m-a ajutat în tot. Mulțumesc din suflet, vai ce emoții am.
N-am, am zis că nu, vreau să vă mulțumesc personal, așa, nu știu. Mie evident că pentru tine tot evenimentul în sine și faptul că ai putut să participi și a fost un semn așa și e un semn pentru toată lumea. Îndrăzniți să visați, îndrăzniți să vă doriți ceva și să visați cu putere, pentru că întotdeauna când voi îndrăzniți să visați, știți clar ce vă doriți. Universul aduce în calea voastră dacă voi nu rămâneți doar la ideea de vis, da? Deci voi chiar să mergeți mai departe pe acea idee. Și totuși încearcă să ne spui, dacă reușești, o singură ceva care te-a impactat de acolo, dincolo de faptul că mi-e clar că tot evenimentul și energia cu care ai plecat de acolo. Totul a fost wow, fiind și prima dată, fiind primul an. Deci tot a fost wow, cu LLV-urile care le folosim, care le folosim cu Emily Wright, câte povești așa, Doamne, câtă lume și cum e totul despre oameni, să ajutăm și să... Deci, nu, ceva care... Vai, nu pot, parcă, vai, toate tremur. Deci, nu prea practic, tu ai plecat de acolo cu energia asta, da? Cu energia asta pozitivă, da, pe care, cu siguranță, o împărtășești și cu cei din familie, clar, și cu cei din jurul tău. Clar, am împărtășit deja. Super. Deja am început. Doamne, eram așa fericită și când am ajuns de acolo, cu tot cu oboseală, cu dormit, nu știu, 2 ore, dar a fost atât de frumos, de magic. Mulțumesc din suflet pentru ocazia aceasta, mai încă o dată. Cu tot dragul, ne bucurăm. Încă o dată vreau să subliniez ce zicea și Dan, pentru asta facem doTERRA, pentru modul în care efectiv poți să schimbi viețile oamenilor în moduri în care nici nu poți să te gândești acum, nici nu poți să-ți dai seama ce impact poate să aibă picătura pe care tu împărtășești cu cineva. Dacă e să ne gândim acum la tot traseul prin care am ajuns la Roxana, că mi-amintesc și prima dată când ne-am întâlnit la o prezentare în Petroșani cu Roxana și cum prin Roxana am ajuns la Mirela și să impactăm viața ei și toți oamenii de pe traseul ăsta care au impactat vieți și prin Mirela impactăm mai departe, e un sentiment absolut extraordinar și ăsta este modul în care cu adevărat putem schimba lumea. Om cu om, picătură cu picătură. Mulțumim mult, mult de tot, Mirela, că ai ales să ne alături în seara asta. Mulțumesc. Și scuze de mod, da. Împărtășește mai departe cu ceilalți emoția asta și trăirile astea și toate experiențele pe care tu le ai cu doTERRA ajută și pe alții la rândul lor, la rândul tău. Deci așa, câte un pic se strânge. Da, așa putem să schimbăm vieți. Ne oprim astăzi aici și mai continuăm mâine, că deja e ora 9. Da. Ce ziceți? Să mai facem și mâine o sesiune? Puneți cei care sunteți și pe Zoom, și live pe grup, puneți unul în chat dacă sunteți de acord să mai facem și mâine o sesiune de acest gen. Nu de altă, dar mai avem dintre cei care voiau să intre astăzi să vorbească și nu am reușit să-i prindem pe toți. Ia, vedem și pe grup că avem o grămadă de de persoane care vor să continuăm și mâine. Bun. Să vedem. Da, noi pe mâine aveam programat altceva să facem, tot live în grup, dar se pare că vom continua cu împărtășirile acestea pentru că sunt foarte revelatoare și sunt de impact atât pentru cei care împărtășesc cu noi, pentru că, în primul rând, ei sunt cei care urmăresc să conștientizeze ce a imprimat în ei acest eveniment, ce a trezit în ei. Oare să mai luăm încă aceste două? Hai că le mai luăm și pe acestea două. Uite, o luăm pe Ionela. Loredana a fost, Loredana cred că mai vrea să mai completeze ceva. Hai să o luăm pe Loredana prima dată, că e cu mâna ridicată sau a rămas cu ea ridicată. Loredana, Ambroze, vrei să ne mai spui ceva? Că te văd cu mâna ridicată. Dacă da, să-ți pornești microfonul și camera.
Dacă nu, o să cerem, o să trecem la Ionela Bercea, pe care și pe ea o vedem cu mâna ridicată. Și o rugăm să-și deschidă camera și microfonul. Așa. Bună, Ionela! De unde ești? Ți-ai deschide și microfonul, că nu ai microfonul deschis. De da? Unde vii, din ce oraș, localitate, în ce echipă și ce, cu ce te ocupi? Sunt din Zărnești, din echipa Ramonei și Răzvan. Așa. Și Cila și Teo. Cila și Teo, exact. Înainte să vin la eveniment, am fost concediată la muncă. Lucram în farmacie ca asistent de farmacie. Și m-am hotărât așa, pe ultima sută de metri. Dar a fost ceva minunat. Deci, nu știu, îmi doresc de foarte mult timp să ajut oamenii, dar să ajut oamenii cu adevărat, nu ca în farmacie. Adică, în general, când farmacie... Dumnezeu închide ușa, îți deschide categoric o fereastră. Dita mai fereastra. Da, da, sper, nu știu, sunt optimistă. Adică, eu cred că totul va fi bine, indiferent ce va fi. Chiar dacă s-a întâmplat așa, totul se întâmplă cu un scop sau nu știu. Am foarte mari emoții. Și mi-a plăcut foarte mult Emily Wright, că a vorbit așa din suflet și să faci așa ceva. Deci când faci ceva, să faci cu adevărat, cu din tot sufletul. Și nu știu. Mă mai auziți? Da, da, da. Uite, chiar acum primeam un mesaj care... poate fi împărtășit cu toată lumea. Decizia pe care tu ai luat-o, tu practic ai decis să vii la Empowerment Day și ți-ai cumpărat biletul după, chiar după ce ai aflat că ești concediată, momentul acela când marea majoritate a oamenilor se blochează și spun ok, eu acum trebuie să fac reconfigurare de traseu, trebuie să strâng de toate cele ca să văd cum e exact pe principiul că atunci când ți se închide o ușă, ți se deschide un alt geam de fapt, fi deschis și vezi ce-ți oferă viața, ce oportunități îți aduce în cale, pentru că nimic nu se întâmplă întâmplător, totul are un scop și uite, tu ai, te-ai dus și ai privit cu toată încrederea pe fereastra respectivă și ai acceptat această oportunitate care ți s-a deschis. Da, a fost ceva minunat, nu știu, toți sunteți minunați. Și vă mulțumesc la toți, vă mulțumesc că sunteți, că existați. Și asta e cea mai important, să facem picătură cu picătură, să ajutăm, să... Nu știu, eu vreau să pornesc, dar nu știu de unde, adică nici nu știu cum o să... Nu știu. Ai acolo niște persoane care te pot ajuta, care au experiență și Teo cu Cila și Ramona cu Răzvan... Și da, în mod da, sigur o să-ți puncteze exact pașii pe care trebuie să-i parcurgi și nu ești singur, asta e foarte important să înțelegi. Ai acolo alături de tine tot timpul oameni care să te susțină și noi de aici de la distanță, dar asta e partea frumoasă, network marketing, când nu ești singur, ești cu o echipă de oameni care toți au... deschiderea de a te ajuta, de a te învăța, de a te ghida în procesul ăsta de creștere. Și cel mai important să reții că tot ce ai de făcut este să împărtășești experiențele tale, entuziasmul tău legat de uleiuri, legat de tot ce au adus ele în viața ta, legat de cum te-au ajutat pe tine, legat de evenimentele la care participi, pentru că în felul ăsta efectiv îi ajuți pe oameni să schimbe și ei viața, la fel cum și în viața ta au început să aducă o schimbare uleiurile, efectiv împărtășește experiențele și entuziasmul tău și participă, apropo de asta, la toate evenimentele și toate trainingurile și live-urile și pentru că de acolo o să înveți, de acolo o să-ți iei viziune, de acolo o să-ți iei energia de care ai nevoie să mergi mai departe. Da, minunat. Da, asta este. Vă mulțumesc frumos. Cu tot dragul. Ionela, din nou și către tine, ultima întrebare, dacă ai, nu știu, dacă poți să ne spui care e sentimentul cu care ai plecat de acolo, de la Empowerment Day. Dacă a... Care-i sentimentul pe care ți l-a lăsat tot evenimentul așa în sine? A fost așa un impact foarte, cum să zic, foarte, nu știu, a fost așa niște emoții foarte frumoase, foarte... Nici nu pot să descriu în cuvinte, nu știu, a fost ceva așa, foarte frumos.
Ai plecat de acolo gândind că poate fi asta o cale pentru tine? Da, chiar îmi doresc asta de mult timp. Că poți și tu să faci asta, că poți și tu să ajuți oameni, că poți să Da, faci. exact. Și eu pot. Super. Super. Bun. Păi. Mulțumim, Ionela. Mulțumesc și Acum eu. chiar că o să ne oprim Seara cu frumoasă. mulțumim Mulțumim mult la fel. asemenea și vă mulțumim tuturor celor care ați reușit să-și împărtășiți în seara asta cu noi toți și pe ceilalți care nu ați apucat să intrați live în seara asta, vă invităm mâine seară. Întrebarea este cum facem să tragem premiile mâine după ce ascultăm pe toți? Așa ar fi cumva corect. Te las pe tine să decizi de data asta. Noi deja ne-am făcut așa un top aici, chiar dacă apreciem. Deci, toate relatările au fost foarte frumoase și profunde, dar la modul real, trei ne-au impactat cel mai puternic. Evident, cele Trei persoane care au două transmis surori. așa foarte puternic, apropo de ce v-am spus din start, că vrem să suntem în familie și vrem să împărtășim așa tot ceea ce este în sufletul nostru. Și au fost trei persoane care au împărtășit așa și cred că a simțit cu toții și eu nu cred, nu știu dacă noi neapărat trebuie să spunem numele, cât deja și voi cumva tare aș fi curioasă să scrieți, nu știu, pe chat care sunt persoanele care v-au impactat cel mai mult. Eu cred că un premiu o să dăm în seara asta. Chiar dacă am zis că un premiu o să dăm în total, dar se pare că nu o să dăm numai unul. Dar un premiu o să-l dăm în seara asta. Și aici va fi interesant pentru că e un premiu cu condiționare. Și condiționarea este să știe persoana limba engleză. Să înțeleagă limba engleză. Și eu cred că deja se califică la treaba asta, dar totuși întrebăm. Ia uite că deja ne curg acolo cu mai multe persoane au spus aceleași lucru. Surorile, surorile, surorile. Da, surorile sunt și pentru noi. Surorile, clar. Așa, și noi ne-am gândit acum la oricare din ele, da, cumva cred că Roxana este cea care sigur, sigur știe engleză, dar acum ele fiind surori chiar pot să urmărească, să beneficieze de premiu împreună, cum ar veni, să împartă premiu, să se întâlnească și să împartă premiu, pentru că ceea ce noi vrem să oferim, dar chiar avem nevoie de confirmare că vorbesc, nu că vorbesc, că înțelegeți engleză. Nu mai știu că nu. Înțelegem, înțelegem. Super. Super. Perfect. Mă un pic că mine să strâng. E mai greu cu vorbituri, dar de înțeles. Înțeles. Atâta trebuie Înțeles. să înțelegeți. Și ceea ce noi vă oferim, se pare că am îndorora împreună în cazul Da, poate, acesta. trebuie să vedem dacă au deja sau nu. Nu cred că. Fă-ne semn. Deci nu. Bun. Super. Perfect. Deci va fi premiu perfect. Așa cum v-am mai spus, evenimentele sunt acele evenimentele de genul acesta, dar nu orice fel de evenimente. Nu vă chemăm la o nuntă, chiar dacă și acolo se întâmplă lucruri frumoase și energii pozitive și Doar așa. la nunta noastră când o să fie. Deocamdată 26 de ani încă nu ne-am decis, dar Cine știe ce este aduce timp. anul 27? Dar evenimente de genul acesta unde ne întâlnim să creștem împreună, ne întâlnim în familia extinsă, să creștem, să căpătăm viziune, să împărtășim iubire, emoții, energie, sinceritate, autenticitate, să împărtășim experiența noastră, modul în care noi am crezut, fiecare dintre noi, da? Și mi-a plăcut mult că sunt mulți dintre voi care ați zis că într-o zi o să mă văd și eu acolo, pot să mă văd acolo pe scena aia. Și chiar îmi doresc, abia aștept să vă văd pe toți dintre voi, pe mulți dintre voi acolo pe scena aia, într-un fel sau altul, pentru că ați văzut, sunt și recunoașteri, da? Până să ajungeți să vorbiți pe scenă, o să ajungeți să fiți recunoscuți pentru rezultatele voastre acolo. Fie participând și calificându-vă în Diamond Club, de la nivel de premier în sus, fie ca top in roller.
Însă evenimentele sunt acele locuri unde lucrurile încep să se petreacă, unde viața noastră a tuturor începe să capete un alt sens, să capete alte culori, să capete un alt făgaș, să capete o linie clară, da? Unde lucrurile încep să devină mult mai clare și să ne fie mult mai clar ce avem de făcut, să căpătăm și energia și claritatea cu care să punem, să facem, da? Să acționăm mai departe. Și un astfel de eveniment a fost Empowerment Day, un astfel de eveniment dintr-o cu totul altă perspectivă, din perspectiva meseriei de network marketer, da? În network marketing. Network marketingul este o meserie și ca orice altceva se învață, da? cum se face această meserie. Și un astfel de eveniment se va desfășura în weekendul 1-3 decembrie, se numește GoPro. Este, adică să devii profesionist în network marketing, este cel mai mare nivel, este cel mai mare eveniment la nivel planetar de network marketing. De network marketing este un eveniment inițiat, condus de către Eric Worre, ne-ați mai tot auzit în trainingurile noastre vorbind despre el. Se va desfășura în limba engleză, de aceea era important să înțelegeți limba engleză. Va fi un eveniment de 3 zile, atenție, da, live în 1-3 decembrie. Mai exact, de 3 nopți. De 3 nopți, mai exact. Și oferim cadou surorilor Roxana și Loredana un bilet la acest eveniment. Un bilet care momentan e redus de la $297, e redus la 197. Noi vi-l oferim cadou. Și să chiar ne dorim din suflet să faceți să tot ce ține de voi. De el și să... O să fiți acolo? O să fim, sigur. Cate, de-aia am zis că vine cu o condiționare, nu doar să cunoașteți limba engleză, ci chiar să-ți asumi, da? Pentru că e un eveniment în care veți avea de învățat mult în cele 3 zile, adică să vă pregătiți caiete și pixuri lângă voi, pentru că o să vă luați foarte multe notițe și apă și mâncare și de toate. Să e, fiți acolo... e un fel de revelion care durează 3 nopți. Așa, dar merită. Deci Rebelionul despre asta o să marketing. Povestim și sâmbătă, la trainingul de sâmbătă. Merită, este un eveniment din care pleci cu totul transformat, altfel decât Empowerment Day, care se petrece live, da, față în față. Acela este un eveniment online, se desfășoară pe orele Statelor Unite, dar înveți foarte mult și capeți o viziune extraordinară. Ca să vă imaginați cam ce înseamnă asta, ne-ați auzit de foarte multe ori vorbind în trainingurile noastre despre a-ți lărgi viziunea, despre a-ți lărgi obudigumii, elasticul de la chiloții minții, da, aia care strânge mintea așa, știți, când ai chiloți de aia. Și îți face viziunea mică și nu vezi mult, dar când se lărgesc, deja încep să vezi mult mai mult. Și vă ziceam că anul trecut când am participat, cu toate că viziunea noastră avem, tocmai pentru că am participat la multe evenimente și am experimentat multe și am făcut multe, avem rezultate serioase, avem o viziune largă și experiență largă. Evenimentul GoPro de anul trecut, primul de genul acesta la care am participat, ne-a dus într-o cu totul altă eră a viziunii. Așadar, abia aștept să văd ce impact are asupra voastră, Roxana și Loredana. Asta este cadoul nostru mulțumim pentru voi. Mulțumim. Și simțim cumva că vi se potrivește cel mai bine, apropo de, nu de modul în care ați început voi vindecarea relației acum, ci de modul în care evenimentele au avut pentru voi un astfel de impact. Felicitări încă o dată tuturor și mulțumiri tuturor. Stai. Da. Da. Dar asta nu-i tot. Pentru că a mai fost o relatare care da. Ne-a impactat foarte, foarte puternic. Am un lapsus de la... Mirela Nema. De la Petroșan. Da, Mirela Nema. Și chiar dacă am anunțat numai un premiu, o să dăm două în seara asta și o să dăm și mâine premiu. Pentru că a fost într-adevăr așa profund emoționantă această relatare și fiindcă am auzit că sunt utilizator de Lifelong Vitality Pack, premiul va fi un LLV. Așadar... pe care îl primește Mirela.
din partea noastră pentru această mărturie emoționantă. Mulțumesc cu tot dragul și pentru că știm că da, la modul acesta noi vă ajutăm pe voi și voi să puteți să vă ajutați fetița, apropo de tot ce luați lună de lună și să o ajutați cu... Da, aici e lângă mine și mă întreba că despre ce-i vorba. E vorba despre lucruri frumoase, despre creștere, despre... Uite, despre cum o vezi tu pe mami în ultima vreme, în ultimele zile, fericită, bucuroasă. Da, dragilor, vă pupăm, vă îmbrățișăm, ne bucurăm că a stat alături de noi până la această oră și ne revedem mâine de la aceeași oră, de la ora 19. Vă invităm pe Zoom pe cei care n-ați apucat să împărtășiți cu noi astăzi. Bineînțeles, și... probabil unii o să aveți prezentări și așa mai departe și nu o să puteți participa, dar o să găsiți înregistrarea pe grup. Pe cei care puteți să participați, vă așteptăm mâine de la ora 19 și... cu siguranță vom experimenta din nou emoții foarte profunde cu cei care ne vor împărtăși experiența lor de la Empowerment Day 2023. Așa. Și dacă tot am pomenit, am dat un bilet cadou, dar dacă tot am pomenit de bilete la evenimentul GoPro despre care v-am spus... Cei care sunteți acum alături de noi, pentru că eu în seara asta am nevoie de cei care se hotărăsc, adică am nevoie de oameni hotărâți, da? Mai dăm niște reduceri, adică nu la 197 cât e biletul, ci la 97 avem câteva bilete pe care le dăm așa cu reducere, da? Deci am făcut unul cadou cu full, dar câteva bilete, cred că vreo 3, pentru primii trei care îmi scriu mie personal pe Messenger sau îmi scriu aici în live. Simona Dărăban se numește. Așa. Sau pe live, da? Vreau GoPro. Atât să scrieți. GoPro. Vă contactez, da. Și ne auzim în privat pentru biletul cu reducere la acest eveniment. Repet, în 1-3 decembrie și să înțelegeți engleză. Foarte important. Acestea fiind zise, ne revedem mâine, dragilor, de la aceeași oră. Continuăm periplul nostru minunat, emoțional și emoționant și abia aștept să mai auzim experiențe și treziri și impact pe care l-a avut Empowerment Day. Și să ne împuternicem unii pe alții. Seară frumoasă! Noapte bună! Seară faină! Seară faină!